farming simulator, yeah. Îmi place mult viața la fermă, sunt as la recolte, am flermă. Din zori ies pe câmp cu tractoarele, muncesc până când cade soarele. Recolta de grâu mă hrănește, îmi place ce repede crește. Îmi place să rup iar tiparele, uite mi-au venit ajutoarele. Merg la brutărie, scot pâinea, fac banii, la cofetărie prăjituri sarfane. Fetele mă întreabă dacă-s dulces hanii, le invit să guste și sucul de struguri de-ați fanii. Ies pe câmp și fac treaba rapid, max banii. Când mă sui pe tractor mă simt ca pe Titanic. Nu mă cheamă Jack și n-am accent britanic, dar am cea mai tare fermă și produc organic. Muncesc chiar n-am muncit și vara, muncesc toamna și primăvara. Pe toate le face băiatul, și aratul și semănatul. Recoltele mele sunt pline, produc și ulei de măsline. La mine pe când sunt director, îmi place Farming Simulator. Uite cum crește frate recolta, s-a făcut porumbul greu, mix acop și bolta. Nu știi cât de mult îmi place cum miroase fânul, la cositul ierbii se știe cine-i jupânul. Uneori dau greș, de multe ori iese din prima, când ies cu tractorul ca uraganul Katrina. Îmi place cum se ridică praf în urma roții, când iese băiatul se cutremură baloții. Cu recolta mea sunt protector, sunt director și sunt inspector. Ce tare se bucură caii când le dau o văz în Farming Simulator. Îmi place mult viața la fermă, dorm noaptea mai bine, bine pe pernă. Îmi place că-s liber și-mi dă un răgaz, evadez dintr-o lume modernă. Merg la brutărie, scot pâinea, fac banii, la cofetărie prăjituri sarfanii. Fetele mă întreabă dacă-s dulces hanii, le invit să guste și sucul de struguri de-ați fanii. Ies pe câmp și fac treaba rapid, max banii. Când mă sui pe tractor mă simt ca pe Titanic. Nu mă cheamă Jack și n-am accent britanic, dar am cea mai tare fermă și produc organic. Farming Simulator, Farming Simulator, mă simt așa bine, e ca realitate. Farming Simulator, Farming Simulator, Farming Simulator, îți place să ai ferma ta, atunci bine ai venit, Simulator. Și hai să zicem jure bună seara și salutare la toată lumilii, toate lumilii, toate băietilii și toate fetilii. Ia să vedem și noi ce se întâmplă pe aici, cine e alături de noi în această minunată seară. Mamă, ce frumos să stă cu ochelari, bă, să nu mă dă ochi dracu singur, bă, mai că arăta intelectual, dar ce să vezi că nu e așa. Victor, primul, salutare, Victoraj, bine ai venit. Raul Cristian, salut, te pup, bine ai venit, ticule. Octaviana Dumitroaie, salut, Cornele, salutare. 93 Cristian, salutare, Cornel, Cristi, salut acolo, Marius, Bibi, Murgu, vă pup, băieți, Cosmin, Costache, bună, Alex, Exe, Cosmin, Bey, Gheorghe, Piști, Piști, Ionos, Gliga, Ion Iacob, Marius, Constantin, Necula, Adam, Cosmin. Alexandru George Burgui acolo, Florin Gabriel Zvărândescu, Lucian Chelaru, Ștefan Prahoveanu, Vasile Darius, Cosma, Vendeta, Flo, Eva acolo, salutare, salutare, vă pup, zolo, am o întrebare, cum se cheamă modul de atașare manuală, că nu-l găsesc, manual ataș. Manual ataș. Bun, și hai să trecem și noi pe live-urile noastre, că am vorbit destul. Andrei, salutare, salutare, ticule, te pup. Ce facem azi? Spargem banii care i-am făcut ieri, spargem azi. Astăzi urmează toată treaba. Sam, bună seara tuturor. Pe Sam îl avem încă și pe fermă. Lucrează pe aici pe la noi, pentru că nu face Cati Live și e pe la noi pe fermă pe aici pe 129, muncește de zor. Așa că am intrat și noi și o să vedem ce facem astăzi. Astăzi am zis că vom cumpăra, da, aia de sfeclă. De ce nu știu că mai avem pe aici contracte cu sfeclă. Erau niște contracte la 13.000, uite asta. 13.000, parcela 37. Chiar aș vrea să văd care e parcela 37, că parcă aș face și niște contracte așa și să luăm toți banii. Unde e 37 la 50, 56, 60, 37. Mamă, cât de mare e 37. În capăt la tine, Sam, acolo 37 la. Alin Boitan, salut, te pup, tati, caza cu George, Ion Iacob, vă pup, Lucian Lurco, eu am dat dislike la live. Foarte bine, Lucian Lurco. Foarte bine. Dislike, tata. Dacă atât poți, crezi că mă pasionează, că ai dat un dislike, îți dau la voce. Ha! E pop. Da, hai să vedem ce avem de făcut. Depinde doar de voi, băieți, ce vreți să apăsați acolo, așa că nu ne interesează ce apăsați. Indianul să trăiască, bojeții, salut, salut, indiene, te pup. Bun, să vedem cu ce începem. Ce zici că faci pe 129? Dai cu var? Pe urmă trebuie semănat, nu? Da, am dat cu fertilizator, acum dau cu var și pe urmă să trebuiască semănat. Te las să dai cu var acolo, dacă... Cornele, m-am jucat și eu pe Polova 3 ore și am făcut 100 de pe floare. Da, da, păi poți face, numai că noi nu avem terenuri așa foarte multe. Tot ce am avut le-am făcut varză. Ionel Ignat, salut, salut! Mă întreb dacă mi-ai salut sau nu. Bun, ar fi mișto la roleplay să-ți chem bunicul la voi în vizită.
Vom vedea ce se va mai întâmpla. Am zis că trebuie să vând, fii atent. În primul și în primul rând. Facem așa. Facem așa, băieți. Vindem semănă presa de balotat asta mică cu 16.656. Da? Banc. După care mergem aici, că am băgat eu un clas Roland 66 care dăm 17.000. Deci practic avem 300 și ceva pe pierdere și nu chiar nu e niciun fel de problemă pentru balozul rotunzi, pe care o vom și cumpăra. Mergem la magazin să o luăm, pe care vedem ce mai cumpărăm. Nu știu ce să fac cu asta de sfeclă, oricum va trebui cumpărată cât se poate de repede. Până atunci mergem să-l reparăm și pe ăsta. Mă rog, zic că calută, salutare, oameni buni, salutare, și aceeași problemă cu volanul ăsta de fiecare dată. Aceeași nebunie, de câte ori intru trebuie să-l frec pe aici. Că altfel îl găsește mama, drag. Salutare, lea, domnule. Ia zi. Îl las aici. Să mai dăm o tură de îngrășământ, da, după ce da, semănăm. Da, da. Ok, da, atunci le las pe amândouă aici. Le facem 100% pe sam. Las pre morcoța, da. Da. Dacă tot mergem la magazin, îl și înscriem pe numele nostru. Avem bani, ne permitem astăzi. Salut, Luis Farm 90, salut. Ca să nu se mai vadă numărul ăsta. O urât. Ne băgăm aici. Odată îi dăm reparare. Odată revopsire și odată configurare. Și aici la număr. Îl punem pe al nostru, ia să vedem, Polenia Patraul, unde ești? Punem un negru de ăsta așa frumos, configurează, perfect, ăla motorină mai avem. N-avem decât să ne băgăm la treabă. Petea Cosmin, salut, salutare, vă pup, abia aștept episodul de roleplay de mâine. Da, nu știu ce episod va fi mâine. Respect, maestre, respect, Florine, te pup, tate. Uite, modul rei. Dar cine asta să le numere un Alin Voitanu? Voi, aveți niște întrebări să dea dreacu, dacă nu, câteodată mă stau și mă mir așa, dacă chiar le gândiți când le puneți întrebări. Tu ai impresia că eu stau să-mi număr modurile, să văd câte moduri am? Te întreb așa, ca fapt divers. Voi vă auziți sau? Câte moduri ai? Ionuț, bine, salut, salut, Ionuț, te văd. Pe toate le avem. Da, câte moduri ai? Nu știu. Câte-o fi acolo. Cu siguranță sunt toate. Câte-o fi. Uite, chiar am uitat să bag astăzi, vreau să bag niște moduri, dar dacă am avut niște treabă, n-au le-am mai băgat. Mai găsim pe acolo niște moduri care să ne ajute pe noi. Ce punem pe acolo pe terenul ăla? Ce a fost pe terenul ăla? Nu știu ce a fost. Ia să vedem ce putem pune noi pe 129. Ce volan recomanzi? Vreau să-mi iau un G920 sau volanul special pentru FS cu joystick sau să-mi iau... Nu, ia-ți un G29 sau un G920 și joystick-ul. Nu-ți lua volanul ăla, că volanul ăla nu-i bun. Nu loc. Nu e bun. L-am avut și eu, l-a avut și Sam și nu, nu e bun. Folosești doar consola. Consola poți să iei. Dacă nu, ca să ieși mai ieftin, ia-ți un joystick, cum mi-am luat eu. E mult mai ok la ce trebuie. Și consola aia nu e chiar așa strălucită, stai liniștit. E mai util ăla. Da, nu știu să punem aici pe terenul ăsta. Cred că punem niște grâu. Lasă că vine cu semănătoare acolo. Nu, eu descățat, sunt remorca, am venit cu tractorul aici. Da, vin eu cu semănătoarea și vedem. Mai avem un teren al nostru de făcut? Nu m-am uitat, eu doar pe ăla m-am uitat. Setează-ți Alexandru George Burgui, setează state și tu calitatea. Uite acolo pe rotița aia, la ecran, la telefon, apeși pe rotiță, dai pe... Stai așa, că spun imediat cum se vede acolo. Ce telefon ai? Stai așa. O secundă, vezi. Deci fii atent. Mamă. Dacă tot am coborât, mă duc să alimentez, că sunt mai jos de jumătate și vin înapoi acolo pe teren.
Deci fii atent, dai așa, ai o rotiță aici, dai pe calitate, da? La mine, uite, calitatea îmi dă în 720, dai pe calitate, te duci pe avansat și dai 1440 cât vrei tu să ai net. Și gata, ai rezolvat toată treaba și nu ți se mai vede în nicio ceață. Hai cu sute de K, mamă, nu știu dacă o să facem noi sute de K, dar e nasoală rău de tot treaba. E nasoală rău de tot treaba, că va trebui să facem, să facem ceva, să facem și bani. Că noi tot n-am făcut nimic. Tocmai de-aia și bat pe chestia asta, că aș fi vrut să iau pasta de speclă și să mă bag la un, la un contract. Poate ne rămâne și ceva speclă de acolo, poate prindem și noi să vindem cum trebuie, să facem și noi una bucată manevră, una nebunia cât casa. Gata? Merge bine acum? Salutare la toată lumea și spor la muncă. Salut, Vasile Vașcu, te pup, tate. Ola, Carapenim Adrian, ola. Frumos te susțin, faci cel mai bun rol pe și aici pe Osada și pe Transilvania, da, mersi. Sperească domnul George Stanimir, te pup. Unde e Titi? Titi se joacă scump. Cum ne-am arosit că calot. Unde eram 129-ul ăla? Că parcă era pe undeva pe aproape, pe aici. Da, e deci la capătul bază, terenului, imediat ajungem acolo. Imediatamente ajungem acolo la treabă. Îl facem pe ăsta și pe urmă vedem. Mergem să spargem banii, să luăm acea combină. Și cred că ne băgăm pe terenul ăsta aici, pe 37, cu toate că e cam în pantă. Eu zic că am putea face față, să-l facem pe ăsta. Să cărăm frumos cu câte două remorci. Da, să vedem. Bun, ia să ne băgăm aici și să vedem ce pun eu pe aici. Cred că punem pe ăsta niște grâu, zic eu. Ce punem aici, băieți? Salutare, merge treaba. Salut, Pop Alexandru Iulian. Ce repede și bine ca de fiecare dată, nu ne grăbește nimeni. Ia să vedem ce punem. Grâu. Îi dăm pe niște grâu. Grâu e sfânt, oricum ne va trebui paie, ne va trebui o grămadă de chestii. Salut, sport, de la Daniel Petru Dudui. Salut, băieți, vă pup. O să întârziem ceva aceea pe terenul ăsta, dar e bine. Totul e bine când se termină cu bine. Boabe de soia, nu pune boabe de soia, pentru că boabele de soia Cristi în Farming Simulator 22 nu scoți absolut nimic pe ele, trebuie să stai și după ele să le vinzi la un preț maxim și nu faci absolut nimic. Trebuie cantitate la prețuri mici, dar cantitate mare. De ce? Pentru că vom ajunge la aceleași rezultate. Dacă am 1000 de soia și o dau la 2700, da? Trebuie să aștept prețul ăla de 2700 să dau tona de ăsta. Dacă am 3 tone la 1100, la 900, 980, 1000 de grâu, că mi iese după același teren, le dau tot la același preț. Prețul la grâu e mult mai ok decât prețul la boabele de soia. Voi vă uitați decât la prețul în sine, prețul maxim. Dar eu, ce faceți? Ce să facem? Jucăm! Mai mult cantitativ și să-mi iasă acolo ce-mi trebuie mie, decât să am cantități puține la prețuri exorbitante. E dată dracu teorema lui Pitagora asta cu unghiuri de cosinus, cu un coboară pe rază, cu ce vorbești? Ia vezi bă că avem prima donație în seara asta de la Mr. Titi și avem 5 coco acolo, să rămână multe pup. Ascunte! Doamne, nu găsesc carta să mă joc și eu pe PS22. Care e asta? Mă, tati, să nu o găsești. Caut acolo, scrie Polova și o să o găsești imediat. Harta asta. Mamă, stai așa că îmi face... Am niște probleme, îmi face probleme serverul. Știi că mi-a dat și mie când vineam încoace niște șuturi, eu am crezut că poate e de la internet, dar văd că meseurile nu stau ca lume. Nu, e de la server. Adevărul că n-am mai intrat pe server să-i mai dau lui un restart de când am băgat ultima oară modurile. Dar știi ce o să fac eu acum? Mă duc. Salut, Mike Van, salut, tati. Da, poți să fii cu un cilindru după mine? Da. Păi e bine, până oricum trebuie să luăm și a doua asemănătoare. Nu uita să oprești girofarele când rămânem fără baterie la tractoare și dacă rămâns fără baterie, e bereaua cât casă. Murim?
Mersi frumos, Titi, acolo te pup. Hai băi să dăm și noi un hashtag respect acolo pentru o Mr. Volocariu Titi Cristian, a.k.a. Titi, a.k.a. Socrămiu. Da, 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 ticule. Da, ticule. Da, ticule. Ia vezi, mă, că a venit și Marusica Calot acolo cu 5 coco. Ai mai cu viață, mai cu viață, mai cu viață. Cu viață de domn, la mine cresc banii, banii de rănați. Da, 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 da. Frunzele de vin, bagnote, la dușman ne spun mascote. Bine, 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 exact donația bine, 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 să-i mulțumim frumos, bine, pot lăsa marcatarele jos, numai că nu mă ajută cu nimic marcatarele în jocul ăsta. Cu absolut nimic. Și știi de ce nu mă ajută cu absolut nimic? Pentru că oricum am un var pe teren. Adică mă pot ghida după ăla. Dacă e să las marcatoarele jos, îmi las așa, uite. Vezi? Ce se întâmplă acolo? Fiind dat un disc aici pe teren, textura de la ce e semănat la textura de la disc, da? Practic e inutilă. Și s-ar putea să mă păcălească vizual pe unde să trec eu și sară. Tocmai de aia nu folosesc marcatoarele. Pentru că nu le-au făcut în așa fel încât să fie ok. Respect Memo, da, da, Memo. Ce ai să spune, Memo? Coclea. Asta e Coclea. Nu, nu e ăsta. Marosică, calotă Memo. Nu, dar zic că știu că Coclea îi zice așa. UTB-ul este mort de UTB sau vine cu mapa aia? O, de UTB, fluie, vine cu mapa. Cum de băgați greu? Băgăm greu. Griu! Am și un vecin, tot Titi îl cheamă, da? Asta e nume rar ăsta. Salutare, spun la treabă de la Agrilean, salutați te pup. Voi să facem și noi suta aia de like-uri repede acolo, ba mam, mam sau nu face? Da, așa te fură la semănat. Da, te fură la semănat, unul la mână, doi la mână. Nu-s făcute atât de ok și de frumos încât să lasă și el o liniuță subțire să te ghidezi după ea. Faci o linie, zici cam... Deci, uite ca să vezi. Dacă las asta jos, da? Chiar dacă nu e terenul așa, o să vedeți că arată ca și cum aș merge cu un plug o singură cormană. Ceea ce nu e ok. Nu e ok deloc. Salutare, Marusica, tu lucrurile, te cop. Nu e ok. Tocmai de aia nu le folosesc. Marcatoarele astea. Deci avem 70 de lichele în 20 de minute. Asta zic băieți, asta zic comunitatea Netflix acolo. Forță, forță, numai bărbați adevărați avem mai să moară viața mea. Repede dați-mi butoane acolo, claxoane, dați cu pumnul în ele că e pe leau cât casa. E gratis like-ul de băieți. Mamă, i-a văzut că mai venit Marusica Calot acolo, lasă ciocoflenderul mai adânc în... Hei, dar ce se întâmplă aici? Bra, 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 bra. Și încă o dată să-i mulțumim acolo lui Memo, Mr. Memo, Mr. Submarinu, din desenele animate. Băi, nu era Memo, mă, Memo nu era ăsta, văzusem niște desene cu Memo, cu desenele. Bine, a fost și film, dacă nu mă înșel. Hai să dăm acolo un hashtag respect pentru Marosica Calută, pentru cea de-a doua donație frumoasă acolo de 10 cocoline, să-i mulțumim frumos. Le dea Dumnezeu un zecit acolo, poate mai învață și el scump. Marosica, zis omul cu două mâini de stânga, așa să spune. Unele texturi sunt nașpa pe FS, adevărat, unele texturi chiar sunt nașpa pe FS, dar nu, nu avem ce face. Mulțumitului să ia darul. Cum spunea și Titi în live-urile trecute, ne mulțumim cu ce avem, încercăm să ne jucăm, încercăm să ne relaxăm, încercăm să fim noi, încercăm să fim oameni integri, oameni care să nu ne dăm după degete și să ne dăm după mânuțe. Apropo, în cazul în care apare Savo pe aici pe chat, țin să vă anunț că nu mai este moderator la noi, datorită faptelor pe care le-a desăvârșit el, nu stăm să deschidem un subiect. Da. Rămâne tot Savu Nicolae, numai că nu mai încerc ăsta de pretenie acolo. Asta e.
Când îți alegi un drum, mergi pe el. Eu cel mai tare pe scum, da, cel mai tare. Cel mai tare din parcare. Uite ce mă aleargă Sam. Păi, băiete, bă. Bună seara. Bună seara. Seara, tite. Ce faceți, domnul Titeluș? Glonțul drept. Bistrețul ba stânga, ba dreapta. Cati nu mai are chef de live pe TikTok. Nu știu, Sebastian Gaming. Cati are niște treabă, pentru că aseară am primit un colet de la soacră mea din România și mi-a trimis și niște sarmalițione frumos, gata, împachetate, puse la o casierolă de aia mare, vreo 90 de sarmalițione făcute pe acolo și știu că e pe jos pe la bucătărie, le-a pus la fier. Astăzi am chemat copiii acasă, am stat și noi frumos duminica, o să încercăm să facem un obicei așa frumos, să mă întâlnesc cu copiii duminică, să mâncăm și noi, să stăm la masă frumușel așa, mai stăm de vorbă, că de-aia am mai lipsit și am dat drumul exact la live, puteam să dau drumul mult mai devreme, că nu făcea Cati astăzi live, dar nu, exact așa nu sună bine. Da, ce zici, mă, vendetule? M-am primit corect așa, Sam, tu fugi cu 20 de kilometri, ce mapă joci? Scrie semnul exclamării map și găsești mapa acolo. Polova se numește. Cam bubuială cu donațiile este. Aia e. Am nevoie de un contabil, că am mai avut unul pe Facebook. Am mai avut un contabil pe Facebook, tot la fel, care îmi ținea cont la donații. Da, salut, eu nu știu, banu, salut. Ce nu-mi place la simulator asta e că se lasă cam greu în jos. Cam greuleț se lasă în jos. Da. Dar bună și spor de la micuțul Liviu. Salut, micuțul Liviu, te-ai poftat, te-ai descărcat după mod hub? Nu mai știu exact după unde am descărcat-o. Mi se pare că după mod hub, dacă nu mă înșel, da. Ar putea. Nu mai contește! Vrei să cumpere o combină? Dânceanii. Capacitate motor cu centimetri cubi are. Are frânele pe partea stângă sau frânele pe partea dreaptă? Îți frâne pe bază de aer sau pe tamburi? Ai header de porumb de toate în joc? Care a fost cea mai mare donație? Cea mai mare donație pe care am primit-o eu, am avut pe Facebook într-o seară, era o luptă între Marusica Calotă și Daniel Lazar și am avut într-o seară cumulate, gen așa, am avut undeva la vreo, nu mai știu exact, mi se pare că aproape de 550 și ceva. Aia a fost singura zi în care am avut practic cele mai multe donații. Dar eram pe timpul ăla, eram undeva cu undeva la, cred că să nu exagerez, dar eram mult mai mult de 600 de persoane pe live și eram pe Facebook. Și atunci era cu stele, era cu alte nebunii, erau cu... Și câștigătorul era cumva Marusica. Au stat acolo, bine, Marusica a fost mai mereu câștigător. A fost în top acolo. Era după el Andrei Daniel Lazar. Era o luptă acolo între ei. Au rupt între ei, numai că Andrei Daniel Lazar nu știa că se pune cu dracul ăsta bătrân care i-a chilit în frunte și stătea treaba paiurea pentru el, știi? Știți voi cum e treaba, te bagi, dar trebuie să știi cu cine te bagi, că dacă te bagi aiurea, nu prea să băgase bine. E apa adâncă? Da, nu te băga că e apa adâncă, da, exact. Marcelo, mea, e... Marcelo, am făcut câteva seri puternice pe Facebook. Da, și Marcelo a făcut o grămadă de seri. Marcelo oricum e aici la noi, top donator pe canal, pe YouTube, a făcut și pe Facebook o grămadă de donații. Oameni care ne susțin, oameni care sunt alături de noi, oameni care chiar apreciază jocurile astea. Vezi că e dat acolo, tu nu vezi? E dat aici. Nu vede că e, are doi ochi de stânga. Că
eu știu cum, cu semnătoarea. Nu, eu e numai Cornel cu semnătoarea. Semnătoarea e model polonez? Polonez că da. Mă interesează așa foarte mult modelul, mă interesează ce face. Ce face, cum arată și să fie compatibilă cu tractoarele noastre. Cum am spus, tractoarele noastre sunt toate setate la 65 de mărțoage. Deci n-am mai băgat niciunul la 300 pentru că, având terenurile astea, utilaje mici și alea, nu ne trebuie decât așa. Pentru că îmbătrânește, paca, paca, țaca, țaca, să balanceze, să facă, să dreagă, să... Câți ani are Nea Aurel? Câți ani îi dați o Nea Aurel? Așa, după voi. Câți ani îi dați o Nea Aurel? Că atunci se făcea câte 1000-1200 de like-uri. Am avut și 1700, am avut și 2300 de like-uri. Am avut cel mai mult 2731 de like-uri într-o seară. Când am dat... câte jocuri am dat în seara aia? Nu mai știu câte jocuri am dat. Se strânsese foarte multă lume și a apăsat butonul de like ca să fie acolo, știi, să dăm jocurile. Salut, Teo Plăcintă, n-am văzut mesajul, te pup, tati. Dar nu asta contează, contează că suntem aici cu toții, contează că ne relaxăm, că ne jucăm, că suntem, încercăm să fim pe fiecare seară, să ne relaxăm și voi, să vă relaxați și voi alături de noi. Donațiile de drept, donațiile dacă donează cineva din plăcere și cu plăcere le donează că vor ei să le facă, atâta timp când nu cere absolut nimeni pe aici, nu scrie pe ecrane, vrem aia, nu știu ce, sau texte de-alea. Ce ai făcut, mai venit pe la mine pe live și ai venit prost așa sau cine știe ce, că am mai văzut și persoane de-astea, dar nu contează, nu mai stau să mai vorbesc de alte persoane pentru că a zis, mi-am luat eu mult hate, că am stat eu de vorbă vis-a-vis de donațiile astea. Cum pot eu să vorbesc așa, de ce mă bag peste alții, că poate pentru alții de asta fac chestia asta pentru donații și am zis, bă, lasă-i să facă pentru ce vor ei să facă. Dar e nasol. Salut, Pop, Ricci, Alex, salut. Deci, dacă vrei să te învăț farming, cum ai învățat tu scum azi. Cam câte episoade o să faci? De roleplay? Cât o vrea Dumnezeu. O să vedeți că o să vină băieți niște schimbări. Dă neamul lui Măsa de la streamer la streamer, n-a avut acele idei în cap și o să vedeți pe parcurs că nu îmi place nici să dau din gură mult și prost, o să vedeți fapte. Venim cu fapte și când am venit cu fapte, atunci o să vedeți că se va schimba toată lumea, le vom deschide puțin ochelarii să vadă într-un altă manieră acest joc și multe idei și multe alte chestii la care nici măcar nu s-ar fi gândit. Dar... stați aproape dacă vreți să vedeți ce se va întâmpla pe aici. Cum era? Dacă și el mai știe farming? Da, dacă și Marius Căcalul mai știe farming, înseamnă că gata. Dacă îți place fotbalul, dacă îți place cu ce echipă ții. Nu-mi place fotbalul, decât dacă îl joc eu. N-am mai pus piciorul pe minge de undeva la vreo 8 ani de zile. Salutare echipa din PX, ce am pierdut? N-ai pierdut nimic, Emilian. Astăzi am testat modul ăla de la tine, destul de ingenios. Aia de pus pe spate la tractor. Trebuia să-l bag astăzi, dar n-am avut timp să-l bag, dar o să-l băgăm. O să-l băgăm pe ăla chiar și în episoadele de roleplay, că chiar îmi place modul ăla. Așa că e destul de ok, destul de simplist și ridică bine. Să ridică la așteptările noastre. Și plus asta e vechi, e rustic, e old style, e de-astea care mai ne cunoaștem noi. BTV amnezicule, am râs cu lacrimi că toată lumea, mai puțin Veronica, da? Alo, vă dau clasa, ei, Marusica, mai taie din ele, dă-o recu, dar te-a clase, ne dai câte, îți dai seama, eu am făcut și profesională și liceu și toate alea, dacă mai îmi dai câteva clase, dracu, zice ăștia că mă scoate la pensie din școală. O dracu a ta clase. Ce clasă îmi dai? S-ul ca la merț? Mamă, eu avem probleme cu serverul. Uite cum face serverul meu. Eu am schid de la mine. Nu. Nu, și la mine face la fel. Uite, e probleme cu serverul. Și am între 35 și 40 MS-uri, dar stau fix și nu oscilează. Trebuia să-i mai dau și eu un restart. Nu i-am mai dat restartul ăsta de o grămadă de timp. Memo! Trebuie să dai restart neapărat, trebuie. E prea încărcat.
E prea încărcat fraierul și trebuie să-i dau restart. Ola Hefa, Hefe! Cum aleargă băiatul ăsta, bă, băiatul? Băi, băiete, băi, dacă nu... Nici măcar n-am avut timp să fac ceva. Sincer, cel mai mișto roleplay pe care l-am văzut pe YouTube dintre toți am văzut e number one. Ei. Am făcut bine că... Cam alimentat, că altfel iar rămânem fără motorină. Serios? Da, da. Păi uite cât mă bucur că îți place, mai am câteva moduri care ți-ar putea să-ți placă, trebuie să le cauți și să-ți le dau pe Facebook. Asemenea, cu noi, pe Facebook eu o să le iau și o să le probez și care sunt de implementat și le pot implementa undeva și îmi dă o idee, le implementez, care nu, nu. Mă, nu zică Gembășel, ce faci, mă, băiete, mă? Lasă-l, mă, ușor, mă. Băi, ți-am făcut și noi 100 de like-uri, 93 de like-uri. Hai de capul meu, hai să creștem și noi miza acolo. Salut, Darius Nicolae Răcăreanu, salut, Darius. Nița Andrei, salut, salut, băieți, vă pup. Bine-ați venit. Uitați să apăsați și pe butonul ăla de subscribe dacă vă place contul. Bine, mi s-a blocat creierul. E de clasă. E de clasă, dar a zis Marusica Calută că nu e de clasă. Păi, dacă a zis, a zis, na. Marusica Calută, vrei și qualifie? Ha, da, da, ia auzi, Alifie, vrea și cu tine. Salutare, Gabi Adir 2008, acolo, salutare, te pop. Anestezie prezint aici dacă e nevoie. Ia uzi, dacă vrei și cu anestezie, vine și anestezie. Vezi că tu nu te mai numești anestezie, bă, te-a zis aseară, ți-a pus numele al Gocalmin. Și Titi nu mai e Vasilină, e Alifie. Alifie și al Gocalmin acum, s-a schimbat rolurile. Așa mă amuză când te iei de aparatul ăla de stâlpul de curent, da? Ai văzut cum buzi eu? Cănașule, ce tânără ești, e prima seară când vii la mine, nu te mai las să pleci, e prima seară când o scapă, ăsta nu e că stai că am intrat în versul 2, paragraful 3. Nașule, ce tânăr ești, să-ți dau un pic numai la voi, nu e nici asta, niște modele de pastile, da, da, da. Salut, Mihăiță Dan, te pup, tati, bine. Trebuie să fac Cornel, mă bucur de ultima zi de liniște, de mâine încep jihadul 4, nu-mi fără o zi de concediu, las că și la mine. La mine, mai e mâine, s-a terminat cu concediile până în august. Eu din august, nu mi-am mai luat nicio zi de concediu. Nimic? Nicio zi. De fapt nu, stai că minte, am stat două zile acasă, că am avut ceva treabă. Loveu! Mai bag o fisă că ai greșit repertoriu, asta zic și eu. Am stat acasă, dar tot pentru muncă, știi? Nu am... Gata, Titi, poți să pornești! Pe 8... Să pornesc ce? Să dai cu... Marti intru și eu în concediu. Cu fertilizator. Mai are Samu obraz. Da, 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 când apare noul video cu roleplay, mâine de dimineață. Bun, mă duc să duc semănătoarea înapoi. Ne băgăm în specla asta, băieți, până la urmă. Facem ce? O facem sau nu facem? O facem. Gat. Cumpere acum combina, o cumpăr pe aia pentru speclă. Ne băgăm și luăm ăsta. Facem și noi niște bănuți. Facem niște bani, bine, o să consumăm ceva bănuți, dar poate ne rămâne speclă în plus, nu putem să știm. Poate alea, Ana Maria Negruz, bună seara tuturor din echipa NPX, bă, bubă, oleo. Îi dai un jet de apă, îi dau. Îi dau un jet de apă de spui că nu-i adevărat. Forță! Forță, forță! Am făcut 100 de like-uri, băieți! Perfect! Hai să mergem pe 150. Să rupem acolo în continuare lichenele.
eu mi-a venit notificare. Da, veni notificare. Mi-a venit imediat notificare. Dacă n-ai clopoțelul activat, nu-ți vine notificare. Auză la bă! Unde eu aveam eu pasta, o parte de din jos de acolo. Da, m-a recuperat din somn ăsta, mă, e nebun la cap. A stat ca, tă ca bulangiul ăla să uită la anime-uri și zice că recuperează din somn. Dracu. Gata, titi. Și el ne minte pe noi că el recuperează din somn. Tă toată ziua să uită la anime-uri. O poți ura baftă la orele de contuz, baftă, mă, ticule, mă. Dar i-am turn, salut, salut. Mă, și-a uitat cu cine stă de vorbă. Aia cu somnul, că alea, cu fică, nu, că stai așa, că... Colgiu Gabriel, salutare la toată lumea, salutare, ticlete, bă, hai să dau un jet de apă și pe ăsta. Și el studiază HP-ul, a? Da, el e pe PH, pe acolo, pe anime-uri, pe toate alea. Te trec, mă. Nu vine nici dacă live, vine doar pentru shut-uri. Au plecat ăștia notificările de când au băgat porcăriile alea. Uram! Bun. Astea fiind spuse, mă duc să pun tractorul la treaba lui. Vreau mă duc repede, 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 repede la magazin. Dă-i seama că mă oferesc eu de tine, nu-i problemă. Să luăm combina aia. Să luăm combina aia, dar ideea e că aș vrea să... Ce-a făcut ăsta aici? What? Să pusese într-o poziție în care nu... Ne feriască, a? În care nu mai înainta. Bun. Ideea e că trebuie să mai închiriem una la afacerea aia pe care o avem noi. Ca unul să care și doi să recolteze. Că dacă stăm după unul singur care recoltează, una o să o cumpărăm pentru noi. Deci facem așa. Una... Închiriată. O cumpărăm pentru noi, culoare principală o facem cu roșu, culoare ambientală galben, așa, culoare jantă neagră, să țină la jeg. Mai e vreo culoare pe aici care ar da mai bleu. Nu mă, las-o roșie așa. Las-o roșie că dă mai bine, cu roșu mai sorcovă, mai colorată, mai alea. Bang, am cumpărat-o pe asta 26.000. După care ne trebuie așa, ce ne trebuie aici? Cartofen și zucchero de teren de rem, ne trebuie sugar beet ăsta, care o să-l facem o culoare de sugar beet. O culoare care să fie ok. Și o facem cote, cote, zote, zote, mote. Hai să mergem pe verde ăsta închis așa. Frumos. Îl dăm și pe ăsta, l-am cumpărat și pe ăsta. Și mergem la magazin să o luăm. Voi pregătiți remorcile, boys? Acum ne băgăm imediat. Dacă vrea să vină cineva la magazin, am luat o balotieră, o găsiți aici să o duceți în bază. Eu mă duc să aduc remorca cu semințe, că a rămas și cu varul, a rămas acolo pe teren. Parcela 56, 15.000. Mamă, care e 56? Stai așa că am mai găsit niște parcele pe aici, 56. Uite, e chiar lângă baza noastră, cred că ne băgăm pe 56. Gata, băieți, ne-am hotărât 56, îl facem, 15.000, acceptă contractul. Ce-am făcut? Ce-am făcut rău? Acceptă contractul și fugi. Mă. Mamă, mămicule, domn. Ce ai făcut? Yeah, boy. Hai să văd dacă îi găsesc poziția lui ăsta. Ala este boys. Hai să ne dăm drumul la girofare. Să mergem acolo pe 56 la noi. Că e deranj. E deranjul cât casa. Marcelinio, salutare, salutare Marcelinio. Bun, și hai să mai fac una, am zis. Să o închiriez. Asta nu contează ce culoare o luăm. Dar hai să o facem și nouă, că ne ia bani în plus. O lăsăm așa, design.
Bang. Închiriază 1300 și cu sugar beet închiriază încă 200, deci am ieșit la 1500 închiriatul, măcar atât să ne scoate banii pe închirieri. Auză la 98% e productivitatea bonus la terenul ăsta care l-am făcut acum. Da? Bubuială? A, bubuială! Japonia! Care vreți să mergeți la magazin, mai aveți încă o combină? Să vă uitați la contract unde trebuie cărat. Da, Marcelinio! Da, da, da. Spune că e membru la noi de 7 luni, susținător acolo. Să rămână mult, Marcelinio, te pop. Așa, bun, ce facem aici? Am zis că ne băgăm pe 56. Să-mi bag aici în interior, că eu nu văd aici. Eu din exterior îmi pierd abilități. Ia să vedem care e 56-le ăsta. 56-le este celălalt. Unde vine pe acolo. Ia vezi, bă, că a venit Marcelo acolo cu 20 de băguțe. Să rămână, mă, Marcelino, te pop, tate. Să-ți dea Dumnezeu multă sănătate. Și terenul ăsta e al nostru. Am zis că o să vedem ce facem cu el acolo. Bine, 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 mă! Să rămână mult, Marcelino, te pup, tate, îți dă Dumnezeu multă sănătate acolo și înzecit la ceea ce faci tu cu canalul ăsta, te pupăm. Matis Roro, Could you speak English, Matis Roro? If it's possible, if it's not, don't speak. Uite, ai luat cu cealaltă mașinărie pentru cartofi? Da, sau acum. Ok. Eu am legat remorcile după... La la la, ce muzică este asta care cântă când primești donații? Ei, și cu voi, bă, da, bă, uite, ce muzică e asta, ce muzică e ailaltă, ce muzică e nu știu ce, ce muzică a făcut, ce muzică adres, dacă nu vă zic nu e bine, dacă vă zic chiar e bine, dacă... O muzică de donați, ce muzică e, o muzică. Aveți netul ăla la îndemână și nu știți să vă uitați după ceva, nu știți ce vreți de fapt. Salut, Alex Mobile, salut, bine ai venit. Andreea Duchiței, salut, Cornel, salut, salut. Uite-te treaba am aici. Uite-te și cât terenul avem aici. Hai de cap, deci dacă nu o să muncim pe brânci astăzi. Pe brânci. Costel Simion, bună seara tuturor, salut Costelu, știi pup, Alex Tudor, salut, salutare, boss. Boss. Ra-ca-ta-ta-ca-ta-ta-ca-ta-ta. Punele, cât vin 20 de lire în lei? Nu știu cât vin 20 de lire în lei. Poți că o socoteală, 20 de lire la un preț de... Trebuie asta aici? E bine că s-a ridicat aici. Faci tu 20 de lire la un preț de... Nu știu cât mai e lira? Vezi cât îți iese. Ia să rupem pe aici, pe undeva așa. Că nu mai mere treaba. Vă prea și mie 2 saci de cartofi, dar n-avem cartofi, Alexandru George Burgui. Asta e, cum îi zice, sfeclă de zahăr. Mai cu viață nea, domnule, mai cu viață, bă, gămea, ești mâna în Tarzan de la Brăila. Îi dăm așa și noi pe aici. Cheese, Sanglier, Hamza, Ciocodimano, Parmegiano, Moș Crăciun, cei 7 pitici, Albă ca zăpada și Lupul cel rău. Cu fime roșie, ia-mi-l în bot, de la frații Davila, de la... Ce crezi că nu știu de astea? Adică ce? Singur? Nu sunt singur, tati, sunt cu Sam și cu Titi, numai că îmi face figur serverul. Da, yeah.
Și mă apucă nervii când merge așa și îmi face figur servo. Ai în plin? Nenea Sam, vezi că aceea trebuie să te miști, știi cum trebuie să te miști? Așa să fii bam, 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 pe peste tot. Ideea e că nu știu cum o să facem. Cred că va trebui să te întorci pe... pe astea, pe aici. Și așa nu-i terenul nostru, nu contează. Calcă-vă pe tot acolo. Do you speak Romanian or English? Do you speak sau you speak, you speak? Ai găsit remorca de paie? Nu. Nu, că nu m-am uitat asta. Nu v-am zis că am avut treabă. Mirel Mag. Am avut o grămadă de treabă. Păi neapărat ce tamul, ce-ți trebuie, măi... antinevralgic. Stai dracu la un loc. Vrei să devin penicilină, să te rezolv? Ia uzi, mă! Ia uzi, pula mea, care ești ăla, mă, șmecher, așa? Mai vreau că mai în față, că mai am încă două tori. Mamă, să am, știi cât o să car? Ferească Dumnezeu, te plictisești mergând. Du-te și mai ia de la Titi și ai și plecat. Vezi unde trebuie să te duci. Deci la contractul ăsta de la 56. Așa, trebuie să mergi la Point of Roof Plant Zakrov. Unde dracu e Zakrovul ăsta? Zakrov. Deci ăsta vezi că e la a doua fermă, unde avem în partea cealaltă. Atât. Hai să-i dăm înainte. Dăm înainte cu tupeu. Salut Cornel, o seară bună să ai. Salutare, salutare, ticule, te pup de la Georgian Rotaro acolo. Bine ai și venit. Voi ne apropiem și ne dau la 150 de lichene sau nu ne apropiem? Sau le iau pe nașul și dau două în gură, în crești like-urile, cum îi cade lui dinții. Eu zic să mai închiriez și vreo 3 camioane și mi se facă rău la Sam cu remorcuțele alea. Mamă, nu, nu știu dacă o să facă față, dacă nu face față, dar nu e, că consumăm o grămadă de bani. Nu ieșim pe plus cât facem. Cum pot primi mod? Eu nu ții bine, nu știu cum poți primi moderatorul. Stai pe aici, răspunde. Ești pe aici, pe la noi. Dacă o să mai fie nevoie de moderator, eu o să primești moderator. Nu mă ocup eu de moderator, o să ocupă le scumpa mea soție de moderator. Danezu, salutare, salutare, Danezule, te pup. Oh. Da, eu vorbeam, dar aveam microfonul pus pe mut. Ei, mi-am dat seama că ai microfonul pus pe mut. Deci să merită să revin în modding pe FS22, că m-am lăsat de vreme când era în vogă FS17. Emilian, Dan, dacă știi să faci, pune mâna și pur lucrez. Dacă lucrezi de plăcere sau alea. Dacă vrei să faci pentru bani chestia asta, e nasol. Pentru că hai să-ți explic de ce e nasol. Poți face și pentru bani, moduri pentru bani. Ideea e că în momentul când scuipi undeva, trebuie să nu mai lingi. În momentul când ai zis că faci un mod individual, nu VIP, că VIP înseamnă altceva. Da, faci un mod unicat pentru cineva, acele piese care sunt pe tractorul ăla nu va trebui să mai apară. Acel mod nu va trebui să dispară și la alte persoane. Cu asta n-ați înțeles ca și moduri. Ideea e că trebuie să rămână acolo. Ai făcut un mod pentru cineva, ai cerut un preț, eu o am dat un tractor pe ruginel să mi-l facă cineva 80 de euro în morții Dumnezeului lui de copil dobitoc și mi l-a făcut așa de prost încât nu-mi vine a crede, da? Adică cam asta e toată treaba. Merg cu două remorci, când dau un pic de deal merg cu 15 la oră. Cred că iar sunteți plini și acum ajung la descărcat. Suntem plini. Hai să facem o simulare repede așa de-aia pe ce trebuie. Dacă am închiriat noi un camion. No, camionul e scump, mai degrabă, nu știu, încă remorcă, cumva să nu știu. Dacă aș închiria pe ăsta m-ar duce 2000.
Și remorca m-ar duce 1500. Și am avea odată 10,6 tone. Și aici încă 10, încă 10 tone. Deci ar fi 20 de tone. Și tu ai acolo... mai câștigăm 6 tone. Eu am 14,960 și am 15 tone. Câștigi doar 5 tone. Dar fii atent, dacă îți mai fac o remorcă, o strage alea. De plăcere m-aș apucat, niciodată n-am făcut pentru bani, chiar dacă am primit multe oferte. Nu, ți-am zis, e fix treaba ta, ideea e că dacă faceți ceva și vă place și știți să umblați în chestia asta, e păcat să nu lucrați, să nu faceți ceva cum trebuie. Dar v-am zis, o faceți de plăcere, să nu faceți că trebuie făcută, că nu știu ce, sau să faceți de ampule, acolo cum mai sunt oameni care scot moduri. Am zis, ideea e că... că... ia să vedem. O remorcuță de asta, culoare principală, s-o... facem așa. Da, tu zici să mai pun încă o remorcă după tractorul ăsta? De. Dar nu știu dacă duce și așa vin greu cu două. Salut, Slavic. Te-aș mai închiria una și aș da 561 de euro. Te-aș închiria o și pe asta și ar fi altă treabă, știi? Să încercăm, putem încerca, na, nu știu ce să zic. Ia te o iau, dacă duci. O închiriez. Dar putea să nu ducă. Probabil. Las pe ăsta pornit aici. Stai să mă duc pe, să iau tractorul, să aduc și remorcuța aia de la magazin până vine Sam. Încercăm. Dacă nu și nu, lăsăm tractorul cu pladă ea. Yeah! Mi-am făcut așa o de-asta la volan să trag puțin de el și parcă când mă urc pe UTB-urile astea, fac forță la mâini când drag de. Ai modul follow me? No. Se poate utiliza modul follow me pe multiplayer. Trink. Cum merge treaba la fermă? Merge. Ne-am băgat pe un contract. Acum sperăm să ieșim și noi în câștig. Cu toate că am închiriat odată 1500 și cu 500 și ceva remorcuța asta avem deja 2000 pe minus. Da? Măcar să ne scoatem pe plus, în afară de contractul ăla de 13.000, să ne scoatem pe plus închirierea utilajelor. Și că trag de volan, lasă pe jos și încarci contractorul cu cupă. Bă, dar ce zici tu acolo? La terenul ăla, crede-mă că n-ai tu cupe și n-ai tu răbdare să încarci atâtea cupe cât e alea, nu e un teren de... Nu, numai dacă ai o volă de ceat la DLC, atâta ca să poți. Da, să ai vreo volă care să iei în ea vreo 50 de tone odată, așa să... Dar în rest, cu cupă de-a noastră de o tonă să încarci fiecare remorcuță de-asta, zic eu că-ți vine acru un salam, nu-ți mai trebuie nici bomboane pe colivă. Așa, să mă bag un pic la nenea tipișoara aceea. Opa! Ce s-a împlântat? De ce? Nu încarcă? Nu ia... Ia dă-te mai lângă mine. Trec mai dreapt. Am încercat să vină și pe urmă să opresc. Încă puțin și o să fim 4.000 de abonați. Încă puțin, băieți, mai aveam nevoie de 27 de subscriber ca să fim 4.000. Noi problema, nu ne grăbim nicăieri. Noi să fim sănătoși, vorbea. Puțin și aveam nevoie de un doctor. Care și el pe aici. Sau să... nu recolteze. Salutare, Raul, salut. Bun. Am făcut o plină și pe asta. Mă duc la titie să-mi iau. Da.
Ia să vedem, Sam, cum facem noi oferta aia, ia oprește de tot loc. Stai să o dezgățăm pe asta. Nu, nu. Las-o la jumate, las-o la jumate ca să, să fie totul cum trebuie și ok. Ia, dai tot mai în față un pic. Ia, dezgață-l așa în poziția asta. Da, da. Ok. Și încearcă să, încearcă să dai, să dai înapoi la drept așa. Dei, 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 dei. Opa. I-am pus și prizele. Ai reușit? Da, da. Titi, mai descarc un pic în asta la jumătate. Gata, bă, tati, mă. Cu fața, bă, de când avem aici șofer degeaba. Avem aici șofer de șoferi. Gata. Ia uite aici câta convoi aici. Uite câta trenulețul aici. Păi pot să-ți mai pun încă două trene, mor după tine, nu-i problemă. Eu nu-ți am tot, bună seara tuturor, salut, salut, ticule, te pup. Ei, altă viață, să acum cât avem? 20 și... 22 de tone, 920. Bun, și hai să-i dau drumul înainte la treabă. Numai că știi cum îți duce motorina? Mamă! N-are nimic, două măsa de motorină, facem contractul ăsta, facem bani, Moise Georgian, salutare, echipane pe X, salutare, salutare, ticule. Ii, pup! Ii, pup, din uti, vezi? Ai copii? Am copii. Am fata, cred că e mai mare ca tine, dar nu știu câți ani e tot, dar e mult mai mare ca tine. Ia uite, deja ne-au anunțat aici că am făcut 10% din contract. Da, da, salut Nepic, salut Denis. O bine ai venit. Hai că merge destul de ok, cu 35-40 merg și cu 3 remorci. Am acolo un pic de pantă, acolo merge un pic mai încet, dar e tot că e bine, e bine, Sam, e bine. Oh, it's Lexu. Salutare, salutare, it's Lexu. O, bine ai venit. Sam, să aduci două remorci și acasă la noi la fermă, da, da? Nu te duci, Sam, la voi la fermă. Te duci că t-am pierdut contractul dacă te-ai dus. Ne-am dat dreptul dacă... Aia, aici trebuia să mai fie încă cineva care să care. Venea unul, pleca, băga. Ai testat harta rogat, chinu. Am intrat o singură dată, pe ea nu mi-a plăcut și n-am stat să îmbată. E destul de frumos. Nu mi-am bătut capul cu ea. Eu cred că o să-ți placă maxim. Probabil, nu știu. Era mai ieftin dacă îți dai utilaje din misiune? Nu, pentru că pierdeam bani. Dacă luam utilaje din misiune și utilajele din misiune îmi dădea niște utilaje de tăă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 ă
Daniel Prăbu, salutare Cornelius, salutare, salutare Ticule de Pup. Emil Lucă, salutare echipei NPX și spor la muncă, salut, salut. Gheorghe Biri, salut, cum fac să crească iarba mai mare? L-am fertilizat 100%, dar tot mică e, trebuie să aștepți. Are un proces de creștere. Fii atent, când te uiți așa, te duci aici frumos, activezi iarba, pentru că iarba nu este activată niciodată. Tu activezi așa, vezi, bang, îți apare. Și când dai la creștere, da, toată iarba aia care era trebuie să facă portocalie. Să fie portocalie și ea. Și vezi că iarba are mai multe de-astea de creștere. Adică trebuie să o las să crească. Stai așa că mă umplu eu imediat și mă duc să-ți arăt imediat cum stă treaba. Andrei Zevere, salut, salut Andrei Zevere, te pup. Așa că sunt plin, bun. Opresc aici ăsta. Să-mi dau pe la Porsche pe aici. O mănâncă mistreți ăștia, au porumbă ăștia, mai au.
să ies de aici. La găinile de acolo, de la bază, le-am pus eu. La astea ar mai trebui, că sunt aproape pe galben. Da? Da, le punem și la alea, nu-i problemă. Mamă, ce șuturi îmi dă. A, la mine s-a dus și asta în... La gata de recoltat, pentru că a trebuit să dai o timp înainte. Dar o să vezi că e diferență între iarbă. Când ajungi așa, ăsta e punctul de maturitate, de la iarba normală. Când e mai mic și nu arată, nu se deschide așa puțin, nu e la punctul forte. Te poți duce o tură cu tractorul tu? De ce m-aș duce eu o tură cu tractorul când o l-am păsat? Salut, Tache, te pup! Trebuie să facem altceva. Ia. Luăm un contract. Utilaje. Luăm un contract cu utilaje, să folosim utilajele de cărat. Tractorul, uite, la 103. La parcela 138. Uite, recoltat babii de soia. Îți dă un tractor cu două remorci. Asta puteam să o fac de la bun început, dar nu vreau să mă joc cu utilajele alea, de-aia am zis. Nu vreau să mă grăbesc aici să cine știe ce. Și tu îl penalizezi? Mai doarme mult porcul, că de două zile doarme într-una, da. Luăm doar remorcile. Lățăm remorcile cu contractor de-a noastră. Da, trebuie să faci și contractul ăla. Nu neapărat. Poți să refuz la urmă. Ori îl facem, ori îl refuz. Babii de soi la 138 îți dă două remorci. 138. Așa, uite, am și la parcela 19, îmi dă și tractor de recoltat. Am și două remorci de-astea măricele, dacă mi-e să-l iau pe ăsta, pe parcela 19. Și e tot sfeclă de zahăr. Și am putea să-l facem și pe ăsta pe urmă. Pentru 6612. Când mai face episoade cu patraulea, mâine dimineață. Vezi? Și dacă îl iau, mă costă 325 echipament. Avem două tractoare. O remorcă-i cu șnec? Cumva? Prima? Nu. N-are și șnec. Una e, da, e fixă, a doua e cu proțap. Da. Vrei să le iau pe astea? Cum vrei. Nu. Dăm cu împrumut articolele, banc, și vă puteți să duc la magazin și ale. Adu-le aici, ne descărcăm și face sam cu schimbul. Da, când vine, le găsești pline. Da, le găsesc plinele la astea. Eu nu badea, salut, eu nu badea, te pup. Andreea Grama, bună. Micuțul Liviu, ia la bani, ai dat 500 pe remorcă, e lomic. Ne vin ajutoarele. Mamă, ne vine Marcelo. Fii atent că acum avem de cărat, dăm drum, dar nu mai facem față. De ce nu filmești câteva cadre de la filmări? Filmă. Așa, ca să te înțeleg, câteva cadre de la filmări, care filmări? De cu virgul. Nu facem comedie aici, nu. Ce cadre. Nu suntem în aceeași cameră toți. Nu suntem nici măcar în aceeași țară, da, păi în aceeași cameră. Nu avem niciun studio de filmări. Să fac niște filmări de la filmări. Să fac niște cadre de la filmări. Noi suntem fiecare plecați pe drumurile noastre. Salut, Marcelo. Facem și noi 200 de like-uri, în ritmul ăsta, Ion Badea, n-avem cum să facem, că avem o grămadă de oameni frustrați. Hai să-ți dau. Suntem frustrați, n-apăsăm pe butonul de like, nu e... E greu cu like-ul. Mi-au pus combina, mi-au pus tractoarele, mi-au pus o remorcă. Acum zic, bă, o dat numai o remorcă. A doua o dat-o la dracu în praznic, pișesc încolo, la vale. N-are nimic, ia-o de acolo. Ia-o de acolo, nu-i problemă. Te-am mai ratat, n-ai ratat nimic. Ia vino cu Marcelino, că-ți dau de treabă, fii atent, te urc pe combină. Marcelo, lasă tractorul acolo.
Pasă tractorul Marcelino că nu. Bă, dar cine umble la timpul ăla? Că nu înțeleg care umblați la timp. Cine s-a conectat ca administrator și care umblă la timp? M-au suit în combinat acum. Așa, stai acolo pe combine că te descarcă Sam. Sam, te urci tu pe tractoarele alelalte, că e mai moderne. Da. Care vine Titi și îl descarcă. Luat tractoarele alea? Auzi, faci, da, mă, da. Faci tu două ture, Cornel, că eu revin în 5 minute, da? Ah, ok. În 3 minute revin, nu 5. A, vrei să-l iei cu ăla albastru? Ia-l cu ăla albastru, dar alea sunt prea mari remorcele pentru UTB. Pentru un singur UTB. Da, ura patra ulea, Dragoș 99, salut, tati, te pup, bine ai venit. Dă-i, Marcelo, dă-i la treabă. Alin Cucu, salut, Cornel, salut, Alin, salut, tati, te pup. Te recolta sfeclă de zahăr, da. Sfeclă de zahăr. Gata, aici pun contract să facem și noi niște bani. Fapte bună, mă bag și eu să mă joc un pic de PS. Nu mă bine, Darius, de pop. Ador ceea ce face sine, tot așa respect. Mersi frumos, Alin, de pop. Am nevoie să iau de la Marcelo puțin. O tăiem. O tăiem către descărcare. Gata, amnezia. Roleplay e roleplay, live-urile sunt live-uri, Alin Cucu, nu faceți confuzie între ceea ce mă joc eu zi de zi cu roleplay-ul. Totul de roleplay e unul, ceea ce fac eu aici e altceva, dar astea sunt live-uri. Marcelino, ia stai acolo ca să mai iau și eu un remorc, asta puțin. N-am decât vreo 4.000 și ceva. Dă-te puțin tu mai aproape de mine. Am, ce faci? Vreau să aduc remorca asta acolo sus. Păi la ce? Ai, ți-ai dat să o cuplez. O agățam tot cu asta. A, păi dar nu, am să o aduc acolo sus. Mersi. Body Gaming, salut. Ia să vedem. Unde suntem noi, unde trebuie să mergem, trebuie să mergem pe drumul celălalt. Haide băi să... Mamă, de-abia plec după loc. De-abia plec după loc cu trinul aici, stau. Cu trei remorși după tine. De-abia pleacă după loc cu trei remorși. Hai, tăticu. Așa, dă-i un pic înapoi acum, tine. Cred că trebuia să fi luat tractorul ăsta la altul. Să agăți alaltii trei remorci. De pe X-Actor trebuia să te faci, nu? Nu, las, că-ți cam scocele. Cât mă costă un PC de okay, gaming aproximativ să joc farming și altele. Undeva între 70-75 de milioane, un PC destul de bombă, destul de ok. Adică la genul, undeva la 4-5 ani să nu ai probleme cu să te poți juca în continuare liniștit. De ce se întâmplă de... Mergem frânat? Eu am cuplat la celelalte. Stai că la asta nu-s pusă cu... Ba da, nu-s pusă. Fierile la asta la alta am pus. Mamă, și vine panta aia de care zicea Sam. Haide, tati! Nu, spusă, tine, spusă. Văd că-s pusă, da. Moare motorul! Haide! Da-l! Aha. Nu mă, merge.
Deja Ori s-o agățăm pe cei întâi după tractor? Și s-o punem asta după? Nu, nu s-a agățat, așa s-a agățat. Uite, acum ai agățat. Aia cu proțap trebuie să fie în spatele la el. Da, da. Gata, uite acum merge. Nu era agățat firile bine la aia din față. Cine nu trage? Cum e un bade să nu tragă, mă? Mă râmă ăsta. Mă râmă. M-am dus prea în loc, cred. Mamă, când ai ajunge să am și aici, și aici văcuțe, hai de cap, nu o să vezi atunci ce bun e adică. A, unde mai agăță? A, se virează de măcuța aia. Ai închis tu ușile aici? Nu, aici trebuie unde sunt ușile? Nu, nu, în spate, acolo. Unde în spate? Și unii fierma. Stai un pic cum am agățat aici. Aaaa. La fierma. Unde m-am adrept pe la 56? Deci stai așa, Titic, te ajut eu să ieși de așa că... Deci nu e nici ăsta. La ăsta l-am. Mamă, să vedeți ce am făcut eu acum am mâncat. Ce hartă recomand cu Titic țărănesc? Nu știu, Titic. Vă jucați ce credeți voi de cuvință că vreți să vă jucați. Agață-n copac, agață Dumnezeii mamii. Pe dreapta, de ce e pe dreapta? Maa. Pa. Stai așa, Titi. Că altfel n-avem nicio șansă, nu mai discutem de aici. Ionuț Arman, salut, salut Ionuț Arman. Uite ce m-am băgat eu pe aici, stai să mă bap în grădina lui ăsta pe aici. Ia să vedem ce mă înjură ăsta pe aici cu grădina lui. Uite că am și niște d-astea pe aici să nu calc pe ele. Așa. Mai vine cineva pe aici sau nu mai vine nimeni? Nu mai vine nimeni, Marcelu, așteaptă că e deranjul mare aici la descărcare. Am umplut o combină, umplu și pe asta la altă. Lasă, așteaptă acolo, că nu stai pe... Aici o fi eu? Aici e eu. Stai, se virează asta, Titi, de asta se agață aici. Ia, dai așa, drept în față. Nu pot, să-i dau să am. Să-mi înfingi în copac. A. S-a dat pe stânga. Bolova este venit, dar nu poți să-ți faci ferma puțin. Dar nu poți să-ți faci ferma puțin mai mare, bă, dar poți să o faci pe trei de mare. Ok, hai că revin într-un minut. Ok, Isam. Ia să vedem asta cum dă. S-a dă pe spate. De ce? Pe spate. Pe stânga, pe dreapta. Așa mă, tati, ca să venim, ne băgăm pe acolo și al Alexandru Novac, salut. Îți poți face ferma cât vrei tu de mare. Ai spațiu pe mapa asta încât te poți extinde unde vrei tu. În ce colț vrei tu să-ți iei un teren să-ți faci ferma ta. Îți Lexu, bine ai venit, mersi frumos de subscribe. Dar se denivelează pământul cam mult, ei. Asta e. Dacă lucrezi cu atenție, eu zic că reușesc să-ți faci. Acum depinde ce vrei să spui și cum vrei să spui. Marcelin, eu țin-te bine că vin! Hai dacă e plin, ia amândouă. Hai dacă nu, acum, ia uite-mă, mamă, spăvine deja. E plin, ia amândouă. Mai am nițel și fac căcuța pe mine până ajung. E plin, ia amândoi. E plin, ia amândoi? Ce face Cati? În momentul de față e pe la baie. A? A spălat-o pe șir. Te duci racletă, mă. Vezi, dacă aveam acum 300 de cai pe tractorul ăsta, mergeam și cu 65 de kilometri. Dar dacă îi pui doar 65 de cai, mergi cu 45 de kilometri pe oră. Ceea ce nu-i convenabil. Nu, este convenabil. Ești plin, Marcelo? Am două, și aia și aia la altă sunt pline. Asta, ai copii? Ah. V-am zis, băieți, că am o fată. Am o fată, dar dacă nu știu, nu știu vârstele voastre, dar e mult mai mare ca voi. 152 de like-uri. Aia zic, băieți, hai să mergem pe 200.
200. Păi foaie verde și ulalea. O, da, 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 hai, da, da, să-ți trăiască, mersi frumos. Eu am 25 de ani. Să fii sănătos, mulți înainte. Mamă, ce mă enervează serverul în seara asta. Deci așa îmi freacă nervii, dă-mi vine să ies după el. Imaginează că eu așa m-am jucat aseară, din cauza la netul meu. Eu am 11. Acum merg pe același loc, nu m-am mutat, pe același telefon. Acum mergem. Directore? Hai, ne auzim, te pup. Ceau. Gata, ați plecat? Ia cât are, băi, încă o dată cât tine Ion Badea, nu m-ai întrebat, tati. Primea are 22 de ani, așa că nu m-ai întrebat, că la 11 ani nici n-ar trebui să mă întreb. Nici nu știu ce treabă are sula cu prefectura, să vă întrebați câți ani are copilul meu, dar în fine, am răspuns-o că am vrut să o răspund, dar nu mai îmi puneți întrebări de genul, că nu... N-are nicio treabă sula cu prefectura, dacă am eu copii, și câți ani are copiii mei, că n-are nicio treabă. La 11 ani mai ai de mâncat, că pe atât ca să ajung să ală, ți-am zis. Titișor? Bun, Andrei, salut Cornel, salut Andrei. E vitregă? Da, e fimea vitregă. O cresc de 15 ani, așa că e fimea. Mai contează că e vitregă, că nu e vitregă, că e cum e, e fimea. Dar hai să schimbăm subiectul, că nu vreau să stau de vorbă pe live-urile mele de familia mea. Că nici eu nu vă întreb pe voi de familia voastră, dacă sunteți vitregi, dacă nu sunteți vitregi, dacă aveți, dacă n-aveți, așa că încetați cu întrebările astea. 8 merg. 8. Am venit la mine până pleacă ăsta cu 3 remorci după loc. Cu Florin, salut, salut, Florin. Marcelinio? Da, da. Cât ești la sută? Sunt 83%. Ma. Imediat vin la tine acum. Imediatamente sunt, stăm pe drum. Bun, hai să umplem și pe asta, umplem și pe aia din spate. Puțin înainte, Andrei, e cu tractorul ăla cu bota, e al vostru, v-ați luat, nu, ăla e de la un contract. Ăla e de la contract. Noi un contract ca să avem în primul rând un contractor și două remorci ca să putem face față aici, că nu avem cum să facem față. Marcialo, nici măcar fluier n-avem ca să-i dăm. Să-l vitreze, stai la tuș. Pe cine, mă? Pe Meciu. Mari Marian, salut, salut Mari Marian. N-aveam utilajul dacă n-a intrat tu. Gata. Păi, terenul chiar că e gigantic. Eu sunt atunci, păi eu am ca modurile atunci, mă. Putem și noi pe aici ca să ne mai băgăm pe drum, să scurtăm puțin timp.
Păi da, da, am intrat eu și Sam, sau cum unde-i Sam? Da. Am revenit, a revenit. Am ajutat pe ficiorul meu care avea ceva de făcut acolo pentru la școală și... și-o adus aminte acum seara. Asta cu adus aminte seara, eram la școală, Sam. Și mă întreba mama, zice, bă, ți-ai făcut temele? N-am teme de făcut azi. Dacă zici că n-ai teme de făcut, alea, uite, mănânci, ieși pe afară, te joci, te alea, faci ce vrei tu. Bine. De învățat ai? N-am de învățat. Bine. Ieșeam afară, steam toată ziulica de când veneam de la școală până seara la 9 și ceva când mă băga în casă, că a doua zi dimineață trebuia să merg la școală, stăteam afară. Du-te numai înainte, Titi, că fac eu aici. Zic, după ce făceam baie, zic, trebuie să am teme de făcut. Cum adică ai teme de făcut? Zic, da, am teme de făcut. Bă, nenorocitul, eu nu mai mă înțeleg cu tine. Salut, numai bine, Alexandru Novac. Eu nu mă mai înțeleg cu tine. Ai zis că n-ai nimic, că nu știu ce, că o fi copățit. Am și de învățat, mamă, a doua zi iar mă întreba dacă ală. Eu numai să stau afară, să mă joc tenis, să mă joc cu copii, să fac ce aveam. Oricum n-am urs, am. Și eu făceam la fel ca tine, da. Salut, Iancu Nicu, salut. Da, te-ai făcut bine, asta nu e tatic, aici suntem pe live. Pe roleplay nu știu dacă mă fac bine. Vedem, stați acolo să vedeți episoadele. Să nu uităm acolo cum să ne băgăm. Bun, și am zis că facem așa. Ne băgăm pe aici, pe lângă ăsta. Așa. Trebuie să vin eu pe acolo, pe undeva, pe după stâlpul ăla, ca să vin cum trebuie. Ia să mă bag pe aici, pe la... Vin eu acum. Pe la ăsta. Bam, 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 ne băgăm pe aici. Ne băgăm pe aici frumos. Venim așa. E perfect. Și acum tragem de volan, trag. Bun. Cum mai dăm așa? Cu descărcări. Al doilea mă interesează să-l dau pe dreapta. Dăm mai în față. Dăm drumul și la a doua. Da, am 97. De ce nu intri pe ușile, pe ușile acelea? Pentru că am aceea la... Ăsta e triggerul unde e ăsta de înăuntru, de băgat aici. N-am pe triggerul ăla de la uși de acolo să mă bag înăuntru. Nu, e triggerul ăla de afară. E triggerul ăsta de aici de afară. Ăsta care e aceea de-n dreapta mea de să vede. Marcelo. La 9 seara mă bag în casă și prietenii mei stăteam până mai târziu și începeam să plâng că nu mă mai las afară. Dar era circul cu Berna, era circul cu dreacu, era nebunie. Hai tăticu, hai tăticu, 158 de like-uri. Băi, să facem și noi 200 de like-uri astăzi sau nu okay, facem? Ok, gata, dă-i să meargă. Mamă, ce prost m-am băgat aici. Dacă prindeam o remorcă acolo era clară treaba. Tăiat acolo curba, mamă, în fine amintiri din copilărie. Cât ai de gând să o ții pe Veronica în suspans? Nu știu, băieți, o să vedeți, v-am zis, așteptați să vedeți serialele de roleplay, pentru că am făcut seriale de roleplay, avem până pe data de 3, 5, 7, avem până martie, pe vreo 11 martie, dacă nu mă înșel, de episoade și îți vă dați seama că nu mai știu exact cu exactitate ce am făcut în anumite episoade, ce alea. Pentru că încerc să-mi fac un barem, să stau cu ele mult în avans în cazul în care se întâmplă ceva, nu știu, un pic o cărămidă în cap, devin chiar amnezic la modul propriu, să am niște episoade de roleplay care să fie acolo pe spate, în care să rulez. Și nu te ajută să intri pe acolo decât să te chinui. Ba da, m-ar ajuta să intru pe acolo, să nu mă chinui, da. Te dusam! Și că trag de volan, trag de volan, trag!
Te ajut eu în real life dacă vrei. Lasă-mă, m-a ajutat tu pe mine în real life. Alberto 12, salut, patraulea, salut, salut. Te-a rezolvat Veronica până la urmă, m-a rezolvat, mă rezolvă ea. Negroteu joacă și el acum? Care Negroteu? Mieto. Mieto nu e Mieto. Mă, nu e Mieto. Băi, la lua! M-a apăsat nostru. Din la lua! Ia amnezeu să nu te vezi, da, da, Ștefan Tican, salut, te pup! Ia amnezeu să nu te vezi, te amnezeu! M-a apăsat nostru din, fără să vreau din greșeală. Edi Eduard, salut, patraule, salut, Edi, bine, bine! Te decoltam zburând. Păi dădeam cu decolteu și când eram mic, nu știam cum să fac să ies afară, să stau cu băieții mai mari. Să par și eu șmecher și acum sunt prieteni cu ei de la 13 ani de când am început să mă iei în clipul cu ei, da? Așa că trebuie să mă dau mai la văleni. Mai cadeau? Dulea că mai cadeau. Mai cadeau, cadeau! Mai fărâmă tractoare, fărâmă tractoare, le face varză. Dă-i titișul. Bine, ăsta tractorul, na, e mare și el, dar se marșe remorci. Ești prin Marcelo? Da, da. Ba, de ce nu zici, bă, băiete, bă? Uite, mă, ce-ai la unde? Caute, bă. Andrei, salutare, salutare, de-abia aștept ziua de mâine să mai văd un roleplay. Uăleu. Uăleu, tache. Respect mult în ceea ce faci. Mersi frumos, Eduard. Vă mulțumesc tuturor. Mamă, trei remorci, trage UTB-ul fără problemă și vezi că suntem la 65 de cai, nu suntem la 300. Dacă eram la 300, mai pun încă 200 de remorci după el. Ui, țucă tata ochii ei, bă! Ei stau în umbră și acum de 2 ani, de la 13 ani, de când am început să-mi fac singur bani, nu mai știu cum să fac să ajung în pat, da? George Tonsu, salut, te pot, tate. Ce să fac, Bondo, Andrei? Nu fac nimic, tate. Mă joc, mă relaxez, alerg pe aici. Alerg! Trei remorci cu Sam încă două. Morcurile. Care-i cu cururile? Care a zis de cururile? Ia uite că contractul pentru parcela 56 este 50% finalizat. A, e ca lume. E bine. Bubuială. Bubuială. Japonia. Japolanda! Ha 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 ha! 96 97 98 99 80 100! Cine nu-i gata le-a cu lopata? Stai așa, Marcelino, să fac și eu o schema ță. 85 89 99. Fierbe apa cu 3 remorci, nu fierbe! Fierbe. Nu fierbe ca radiatoare noi. Facem stânga pe aici. Păi băieți, tractorul ăla n-are apă. Bă, și tortură cu Kubota, nu știu să merg pe tractoare de alea noi. În primul rând, tractorul ăla n-are apă. Are de găsești și eu UTB-ul pe care te joci? Pe net. Ne-am băgat vin, și dacă fierbi ca lumea, vin da, da. Fierbi. Cliento. Da, buletea, da. Accidentul. Mă, așa s-a sucește la cutire? Sau așa te-ai vrut o să te sucești? Nu, așa m-am sucit eu. Am, va trebui să-l alimentez, uite cum se strică ăsta, o băiatul, este bătrân, este toată ziua, stă plecat tăticul, da, tăticul e bătrân, adevărul că e bătrân. Cu istețimea acolo e un pic fură curent, dar nu. Nu, vezi,
Vezi, Titi, ce vorbește ginele tu de tine, vezi? Vezi? Te-am zis, te-am zis. Nine. Heisen. Hai, bătrânul, haide, tată, haide. Hai la deal. Trei remorci, avem foarte mult. Trei remorcuți. Do șnainen, 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 șnainen. Fiecare din noi furăm curent, dar nu la fel, exact. Bătrân, bătrân, dar îi mai fug ochii după femei, da, da, uite ce-mi face mie serverul. Dați cum face serverul meu. Dar și la mine tot așa se vede. Uitați cum dau eu un mare ticket la G-Portal și le spun, băieții mei, frații, frații mei poloponeji, am atâtea servere la voi, inclusiv servere de scump. Frații mei poloponeji, faceți ceva, că dacă nu eu vă iau tot G-Portalul, vi-l iau. Dați ai drept cu G-Portalul vostru să fiți. Sunteți în stare să-mi dați un server, bă, băiatule, bă, de Doamne ajută, bă. Să ne putem juca și noi liniște. Marcelo? Aproape plin, 92%. Avem limbez nasal, salut, salut. Veniți șefa cu remorcă și cât e plecat Cornelul, furați o remorcă de sfeclă. Cum să furi, bă, băiete, bă. Nu, că nu mai iasă contractul aici la... la... la final și nu mai dă banii. Pot să intru aici. Ai furat să nu mai termin contractul, este? Hai de capul meu. Mamă. Când vine fix mea, zici că vine tractorul prin casă, așa sau buf, jucării, juguș. Zici că intră tractorul. Dacă merge la ea în casă, normal. Dacă e în familie, nu e furt, nu e în furt, e împrumut. E împrumut. Nu-ți fă probleme, tache, că la ce dă idei mai avem? Dă-i de când merg lângă tine, Marcel, dă-i să meargă. Facem tânăr și neleștinit? De către nimeni? Dă-i. Că dă-i, că bine dai, dar ce temperatură ai? Dă-i, nu te opri. Moi, moi. Of, Doamne. Deci mai avea o viață. Da, 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 da. Hai că mă duc și la Titi. Te duci la Titi? Ma. Băieți, umblăm și noi la butonul ăla de like? Sau nu umblăm? Umblăm sau nu umblăm la el? Mamă, dar tu știi că dacă iei curbile cu viteză, cam împing remorcile? Da, da. Dar tu unde trec cu atâta, îți dai seama că dacă alea au... greutatea sau... dita mai greutatea, dita mai alea, e nebunie. Le-ai pe scump când mai faci, nu o să mai fac live-uri cu scump, Daniel. Poate să intru așa să mă joc cu băieții, cine știe cum, dar nu o să nu mai merg de jocul ăla. Dacă e în promo către nevastă, e fără comision și nu-i mai vezi, exact, e... trecem la pierderi. Deja trecem la pierderi. Poate un The Hunter. Sau un The Hunter sau... mai chem să mergi în locul meu la lucru. Ba da, ba da. Că-ți mai aduce aminte când îmi spuneai. Da, 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 da. Gata, Sam, te-ai și umplut? Hai de cap, gata, ce, viteză, ce viteză are Sam, bă, băiete. Bubuiale?
Bubuială! Ia... Care ești, mă? Ia auzi! Poate mai prins o seară fără lucru cu Calimini și îți mai scuz în pierderi, da, da? Și pe urmă, contractul ălalt e tot așa mare? Da, da. Mamă. Azi muncim, băieți. Ne iese munca până toate alea. Oricum, am luat balotier, avem balotier. O să facem baloz rotunzi. După care, ne-am luat și combina de sfeclă. Am pus și teren cu sfeclă. Avem sfecla noastră. Mai durează. Anul ăsta cred că o mai trăim așa, ne mai scârțim de colo, mai ne strâmbăm, mai nu știu ce, dar de la anul încolo e deranjul cât casa la trebuie să meargă totul ca uns. Facem bani de teren, facem bani de ce mai avem de luat după acolo. Eu mai stau sternând contractul ăsta, după aia mă retrag. Că la 3 de dimineață trebuie încă 30 de like-uri și facem 200, boys. Mă, ce facem acolo, mă, băiezul? Mă, vețile mele, mă. Titi, cât ești la sută? 69. Arrivo, eh? cum era? Zic bine? Arrivo. Nu mi frega un cazzo, stai pacento, eh? Stai calmo. Romeno di merda. Salut, aia nu prea de pup. Salut, Vasile Gologan, de pup, ticule, bine venit. Și dăm așa. Auză-l-ai cum am venit, titișor. Mamă, până a plecat al meu după loc. Să moară măsa dacă nu. Dă-i, nu te opri. Nu te opri. Salut, te vă las, trebuie să merg la muncă, seara faină, vă doresc și spor la treabă. Numai bine, Ștefan Tican, te pup, tati, serviciu ușor și... Nasolul ăsta cu mersul la muncă pe timp de noapte e... It's not nice. Îți mai aduce aminte. Dacă vreau. Asta normal dacă vrei, că vorbaia nu te obligă nimeni. Eu zic să încerc să-ți aduci aminte. Unde mai parchez combina asta? La ferma cealaltă. Oricum trebuie să mai ducem din de aici, din ferma de jos, să mai ducem câte ceva utilaje și la cea de-a doua fermă, pentru că avem garaje acolo pe care ar trebui să le folosim, practic. Bun. Ăla-i cum plec. Așa, țaca-țaca, maca-maca, racatraca, tracatrac. E mai spațioasă ferma aia de acolo, ferma asta de aici. Da, e mai spațioasă. Care e ferma aia de acolo, cred asta de aici? Asta de unde ducem noi aici, din partea asta la altă, nu? Zic că e mai spațioasă ca aia de jos, de lângă magazin. Da și nu. Așa mi s-a părut. Bine, nu prea am stat pe ea, am trecut așa un pic, mi s-a părut parcă mai spațioasă. Până la 6 dimineața, fă, olă. Mai risit. Servici ușor, Ștefan, ce să zic. Acolo o să ducem anumite chestii pe care să le ținem, să alegem, să mințe, nebunii, bababam, bababam, ce mai avem pe acolo și... La ora 3, Blaisam? Da. Trebuie să merg în port, să-mi iau, dar am dormit azi vreo 3 ore, n-am treabă. Păi să cu virajele către răstorn, ui, băi, ne ducem Adelin Beznă de țăm, ne ferești. Suntem alături de tine, Sam. Bine, m-aș cu suflet. La cât pleștit? El numai strezăște și descarcă. Îl doare la fix. Da. Dacă rămâneam în Franța, mai mergeam și eu o oră și vreo 50 de minute. Vreau să mă trezesc. Hai. Eu la 3 jumătate, cam așa plec. Normal, la 3 ar trebui, dar... La, cam la 3 jumătate plec.
Trebuie până să le vă urez o seară bună și numai bine tuturor, spun la muncă, vă pup, aveți grijă de voi, mâine la 5 mă trezesc să plec la practică, la spital, numai bine, Adam Cosmin, te pup, salut, numai bine. George Geo, salut, 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 George. Marcelo? Ah. Ești cu noi, Marcelo? Da, da, sunt prim. Uite cum este frumos, dură de noapte, nu mai vrem, nu mai vrem. Nu apuci să faci două ture, nu avem cartofi George Geo, avem sfeclă. Cătălin Aline, salut, sănătate, asemenea, ticule, bine, bine. Ești în România? Nu. Nu stă în România. Au, și te e pe partea altă. Trebuia să fie numele la episod. Am sfeclit-o. Ai sfeclit-o? Am sfeclit-o. Tarararara. Tu 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 tu. Ra ta ta ta. Pi pa 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 pa. Sorin Bărsan, salut! Salut, Sorin, bine, bine. Da, Marcelo, dă-i să meargă. Dă-i să meargă, dă-i să pută. Mă duc acum și la titi. La tăticu. Dă până la tăticu. Roberto, salutare tuturor, salutare Robert, bine venit, te pup. Și greu să spal asta. Păi, sper să nu ne facă vreo surpriză mapa asta și să meargă contractele brici, că dacă nu merg contractele brici e deranjul cât casă. Avem una bucată remorcă. Una bucată remorcă. M-a cuburut cioara asta. Salutare tuturor de la Mădălin Stoica, salut Mădălin Stoica, te pup. Băi, să meargă ca să meargă contractele bine, trebuie să le mai și sameni, să le mai și arzi, să alea, că altfel nu merge. Nu merge, pe da. Ești nebun? Aaa, abia acum se spală. Adică îmi spală ea. A, ăsta-i cumpărat? Când stai lângă combina asta, da? Se mișcă. Când se descarcă, se mișcă, că se ridică. Andrei Big Bun, salut Cornel, ce mai nou pe fermă, mai nimic. Încercăm să facem niște contracte, să facem și noi niște bănuți, să mai cumpărăm ce mai avem nevoie, pentru că ne trebuie o grămadă. După urmă va trebui să facem bani pentru terenuri, să avem cât mai multe terenuri, după care vedem. Tragem cât se poate de mult, băieți, pe ferma asta, pe mapa asta, pentru că îmi place cum arată, are destul de mult potențial și putem lucra mult la ea. Bună seara, Nevec, salutare chat, salutare loco, te pup. Antonia, abasă la voce. Abasă la voce, Antonia. Lasă-mă în pace, ori. Andrei, spor la treabă, mersi, Andrei, te pup. Ce înseamnă abasă la voce? Vie pui? Să vorbești mai încet, cică. Să vorbească mai încet, că țăpă de îmi sparge urechile. Probabil că da, eu nu ți bine, nu știu sigur. Nu știu sigur, nu promitem, dar... vom vedea ce se poate face. De ce e zis în italiană? Nu e zis în românește? Am zis că în românește o doare fix de tasul. Dacă vorbesc în românește, te trebuie să mai strâng de vă 15 ori ca să audă și ea. Ia-mi cu Nicu, mă, patraule, ți-a dat socrul tău banii? Ule, nu te-ai uitat la serial, este? Ai fost atent acolo la toate... Nu vă uitați la serial cap-coadă, mulți dintre voi? Vezi, și îmi cereați acolo, prin comentarii. Patraule, fost seriale mai lungi, nu știu ce. Voi nu vă uitați... la 2 minute, dar mi de la mai mult. Uitați maxim 8-9 minute, vă uitați, dar nici 8-9 minute e prea mult. Pe urmă, gata, dați așa în mare, frunzăriți pe acolo anumite chestii și gata. S-au și dus banii, păi, s-au dus, dar ne-am luat combina asta aia noastră, ne-am luat balotier, de baloz rot cu unz. Avem treabă o grămadă. Mi-aduc aminte să iau un mod cu silozuri. Să începem să facem siloz, dar am zis că dacă n-avem văcuțele alea deocamdată, n-are niciun rost. Fac de pe partea altă, Titi, nu aștepta, că mă mut și eu după tine. Ok, ai trimis-o pe Veronica să-i ceară banii, e... Nu e să-l duce.
Nu știu la ce episod am rămas. Nu vreau să vorbesc de ceva de alea pe aici. Răzvan Maftei, salutare, salutare, Răzvan. La 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 la. Hai că-l dovedim, așa ușurel îl dovedim. Patru oameni. Ha, mă, îl facem de spui că nu e adevărat. Gata, e în plin, Marcelo. E în plin, Marcelo. Iar face figur serverul. Ha, mă, nu mai suport. Ce are, băi? Dar să știi că e la server, că am văzut că la toți odată ne dă, știi? Nu pe rând, la toți odată. E de la server, când e de la net, vă zic eu, dar e de la server acum. Am revenit, băieți și fete, bine ai revenit, tati, te pup. Dacă îți dădea bani acum, uite-ai cât a dat așa mai bine, da. Da, păi de la faza asta o câștigat nea costică, nu patraule. Da, câștigat nea costică, tot nea costică a câștigat. Da, bucură-te câștig, vine pula la câștig, a? Da. Coclea-i supărat, Coclea, băi. De ce? Supărat, Coclea, băi, că nu i-am scos moderatorul prietenului. Am lăsat, bă. Dar cred că chiar e misiune, Savo, că nu l-am văzut. Nu, e în misiune de tot. A plecat în misiune de tot. Ești la baie? Dă-mi-l mie. Mamă, pare nou tractorul ăsta, dar ia uite, are 67 de ore lucrate, e? 67 de ore. E, nu dă utilajul noi la contracție. Nu dă utilajul noi la contracție, da. Uzate. Iar, pe la uzur pe aici ce avem? Mă, însă astea care am vândut-o noi. N-ai ce să... Salut, Cosminule, salut, Aditivul! E în avion, nu poate să intre, da, acum s-a parașutat. S-a aruncat ăștia fără parașută și l-a luat cu șpaclul după jos și acum încearcă să-l arunce cu tot cu parașută să vadă dacă își revine în aer din cauza curentului să-l umfle așa puțin. Marceliniu, cât ești la sută? 70. 70? Stai pe nu capăt. Sunt crea nimic, Titi, ție pentru astea care le folosești, nu? La contract. Să stai pe capăt acolo ca să mă descarc și eu. Ia vezi, bagă-te și tu lângă ăla al meu. Salut, David, salut! Mai aproape, Marcelo, că n-are purici. Mamă, dar ce manevre faci să mor. Ți-ai făcut o manevră de te... Era cât pe cel la 2 cm să fie exact în același loc. Ce? E suficient să descarci. Ce trebuie să fie lipit de remorcă? Nu, am zis eu ceva, nu, dar la cum ai dat cu roțile și te-ai întors înapoi și ai virat înapoi, era, ți-am zis, 2 cm lipsea de întâi. Roată lângă roată. Roată lângă roată, gata, mersi frumos, te-am pupat. Haide, hai. Ticule, haide. Drum bun. Hai că tai așa, că de-abia plec după loc. Titi, pe unde se ascunde? Uite, pe combina e la altă. Titi, pe combina e la altă, bă, băieți, băi. Băi, băieți, băi. Cât am băgat azi muncă. Muncă și muncă. Da. Doamne ajută, să ne ajută să fie tot ok și cum trebuie. Să ne dea banii, că la mine dă banii e bravo cât casa, dacă nu-l pun pe Marcelo pe ei. Mă duc să iau furca imediat. Marcel cu furca când a intrat în ei. Ma, a intrat Marcelo cu furca în ei, vezi cum sar fulgii.
Mă duc și iau furca, frate, că nu merge așa, păi ce facem aici? Merge așa, ia zi, toate până la bani, e? Hai, dacă nu iau o bară de aia de fier striat în șantier și să vezi, domnule. Îl plătești bine pe Sam, păi da? Ai, mamă! N-am băut la apă astăzi. Dar spui că nu este adevărat. Patraulea, astăzi am rupt blestemul, nu mai am băgat bila neagră și am câștigat de vreo 10 ori sau de mai multe, aoleu. Serios? Ma. Nu se poate așa ceva. Așa blestem, mă, David, mă. În halul ăsta așa blestem? Da. Ești lui Marcela? Da, 98. Dar dacă nu, mâine apare roleplay, da. Dacă n-am lucrat într-o oră jumate mai mult decât am lucrat până acum pe fermă. Da. Vino în față, mă, așa, trag de volan, trag de volan, trag. Petru Petri, bună seara, salut, Petru Petri, salut, bine ai venit, Nicule. Nu uitați, băieți, acolo, să apăsați și pe butonașul ăla de like, facem și noi 200 de like-uri acolo, sau nu facem? Mai aproape, Marcel, dă-i un pic mai aproape. Dă-te lângă prima remorcă. Așa, dă-i drept în față. Vine mai în față, mai în față, mai în față. Ok. Dă-i mai la deal, dă-i mai la deal. Așa, da, dai, dai, da, dai, dai. Se ridică remorca asta în sus, săraca, după ce las încărcătura după ea. Se relaxează și ea puțin. Marco, salut, salut, Marco. Cum și scăpat după accident, mă, scăpat după accident și cum am scăpat, mamă, era cât păci. Ce tăcut este da, da. E plictisit. Te-a rezolvat Veronica, m-a rezolvat Veronica. Mi-a adus toate amintirile înapoi. Mi-a uitat amintire în amintire. Ion Veronica. Claudiu Andrei Sinoschi, bună seara, salut, Claudiu, salutat. Ca nou. Ola, 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 Mariola. Că bum, ți, bum, ți, bum, mam. Gata, Titi. Dacă el aștept aici Marcel și primul vine iar după tine. Vin, băieții, vin. Bere. Cu o sticlă de vin. Duce bătrânul trei remorci, duce bătrânul trei remorcuțe. Cam moare el în panta acolo la alea. Cade undeva pe la vreo 27-26 de kilometri, 25, depinde cum îi dai forjă. Dar e bine, face treabă. Face treabă, băietul. Hai întoarce Marcel și după aia vin după tine. Că mai am de pus aici în remont. Titi, știi limbajul semnelor? N-a bine deloc, Samuel. Întoarce-te, Marcel, auzi?
că de acum vrei să-i zic. Întoarce-te, Marcelo, pleacă-te frumos. Fără mișcări broște, că-l prins pe memo. Mamă, unde, bă, vezi cum a pinge? Ole, ole, ole. Zucă tata ochii ei. Man, până i-a dat, până i-a dat a doua, când i-a dat a treia în freză, deja s-a oprit pe loc. A murit de ambreiaj. Nu, i-a murit ambreiaj. A murit el cu tot. Mă bine, David, te pup, tati. Mersi frumos de vizită. Faci live pe mapa de roleplay, nu? M-am dat pe scaunul din dreapta, dar nu vrea să mai meargă asta. Nu, a? Nu, nu. Ce oprește? Nu vrea să muncească. Facem schema. 2 plus 1. Nu, dar ce curat e pânăuntru camion, tractorul ăsta, să nu se murdărește. Da, da. Să murdărește, al meu e varz. Aute ce e pe aici pământul, e tam, ne ferește noroiul lui drec. Pământ, pământ de flori, pământ. Nu mai pot fără tine. Cred că o să-mi deschid un album de muzică, băieți. Nu știu, Și o să bag prima melodie în album, o să fie aia. Mânec în ochii tăi, șalalălei. Am început să văd tot mai des tractoarele astea de la Kubota pe aici, acolo sunt tare în Italia. Da, da. Puțin excavatoarele, chiar nu mai zic, excavatoarele... Da, 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 vezi că sunt, e o firmă destul de bună Kubota. E japoneză, e japolanda. Cel puțin am înțeles că în excavatoare sunt pentru cei mai buni. Tot felul fac de, pentru mini, cel puțin, pentru minerit, știi? Au foarte multe utilaje. Chiar i-am persoană... Ojo Constantin, salutare patraulea, ce faci? Uite, încerc și eu pe aici să termin și eu pe ăsta, mai avem 2-3 brazi de aici, am terminat ta mai tare, nu? Ne luăm banii. Că da mânec în ochiul tău, șalalalele. A? N-am înțeles. Da. Ia să auzim. Te-ai lovit? Vezi Dumnezeu? A venit la mine cu ai forță cânt. De-aia și... Stai, Marcelo! Mai cântă odată! Te-ai lovit, aule, cât acum a venit karma. A, că mă nec în ochiul tău. Și ăla de gâscă mică, știi ce zic? Da, nebunul, da. Hai, nu mai da. Ia florile astea, că te-o țin ca buie. Nouă șase, nouă șepte, nouă șopt, nouă nouă. Mersi frumos, Marcel. Tipu. Știi fluieră. Vrei să fluieră unde nu știu? Improvizează, ia. Arată-o pe șefa, să se arate ea, vrei să o arăt eu? Auzi, că să te arăți. Darius. Arată-o pe șefa. Deci că e 99% contract. Da? Înseamnă că ieșim pe bine. Ia vezi ce preț avem la speclită. La speclă, ia să vedem. Eu am 3 remorși pline, adică aproape 23. Ai 233 și poți ajunge maxim până la 270. Oh, bă, e bun atunci. Trei unde fim facial.
Op Gamer Zeppelin, salut, salutare Zeppelin. Te face mai tânăr. Ce să vreau? Un lifting facial. Un lifting facial? Vrei să arăt? Lasă-l așa, Cati, nu... Nu forța. Nu forța, da. Nu forța, chiar de loc. Vrei să-ți fac facelift-ul? Da. Ola, Sam! Ai curat să zic da. Nu-mi trebuie, cât mai ții live-ul. Nu mai țin, Darius, până mâine de dimineață. Ia-l, te-a venit în țarul ăla. Ia-l! Ia-l! Pe Cornel. Ia-l, că ne ciupește. Ne ciupește ăsta să dea dreacu, dacă nu... Cornel. Mamă, prinde-l. Mamă, viața mea, dar... Oricum nu intră totuși. Ești în țarul, fată. Salut, frățioare, până când mai ții live? A, dar ce-i cu ce? Păi n-am înțeles întrebările astea, până când mai ții live-ul? Până când vreau să-l țin eu. Cât întrebări până când mai ții live-ul? Până când pot și cât vreau. Vă ține cineva cu forța? Luna lui ianuarie nu s-a pus această întrebare. Mamă, 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 serverul, serverul, Dumnezeu, măti! Noroc, nu-i serverul meu. Bă, dar m-a disperat, bă, nu știu că n-am făcut serverul ăsta până astăzi, așa, în halul ăsta, mă. Stai să vezi de seară ce tichete dau la ăștia, la gen portabil. Fiți aia dreacu să fiți pe eu, vă plătesc un server să meargă strună și voi ce faceți cu mine aici? Deci că mi-l dă degeaba, așa mi l-a dat de merge. Chiar are plămâni activați? A dat Cati pe aici după țânțarul ăla. Ia uite, contractul 56 s-a încheiat. A, și știi ce se întâmplă, nu? Ne bagă în cel de-al doilea acum. Da, se duce în cel de-al doilea. De-abia de la contractul al doilea începem noi să luăm bani. Exact. Vine la cum e aproape, Marcel. Ai zis că mai faci garaje? Cu ce, Raul Cristian? Cu ce? Am bani, am 41.000. Cu ce să mai pun garaje? Ia vedeți, mă, au intrat două ori morci în cel de-al doilea contract? Da, al altul e mult mai mic terenul. Da, uite, deja spune și la al doilea că ai 2% făcut din el. 2%? Da. Nu-mi place deloc. Da, păi înseamnă că n-a dat nimica. Nu-mi place deloc chestia asta. Hai să-l opresc pe ăsta odată, să-l colectez. Și rămâne ăsta lui. Ce ți ies în plus sau vin stun? Salut, da, Driver Day, salut! Aduc tractoarele până la 3%. Contractul la alt. Și după aia mă... Hmm? Păi nu, pe ăla mare l-am făcut, ăla altul mai mic, nu știu care e. Unde e ăla? 19? Departe. Nu. Așa, unde e 19? 14, 15, nu, chiar departe, ce? A, e pe capăt aici. Și ăsta trebuie tot aici? Să-l aducem? Păi da, nu e alt punct, tot da. Acolo trebuie. Titi pe unde e? Titi e pe combina. Mai mergem la următorul. Mergem la următorul contract. A, dar normal pe aici nu-i drum pe unde am venit eu. Habar n-am, nu știu driver de. Merge sau nu merge. Habar n-am. Eu o să bag tractoarele pe, ca să nu stea în drum, ca să opresc astea în spate la stația de autobuz. Nu știu cui terenul ăsta, dar n-am ce să fac. Alexandru Mincu, salut! Salut, Alexandru, te pup! Trebuie să ne uităm noi să vedem cum ajungem noi pe acolo, pe unde trebuie. Da, băieți, eu mă retrag, că trebuie să plec foarte devreme. Mamă, cât avem de mers.
Ok, ok, Sam, te pup. Mersi frumos de, de seara asta. Spor la treabă în continuare. Păi ne produc legal, nu? Vă țin pumni. Da, ne țin pumni, mai avem puțin de muncă aceea, sperăm să terminăm. Hai, dar ăsta nu e chiar așa mare, Corneală, e mai micuț. E mai micuț terenul ăla, da. Da, da. Ok, băieți, o seară bună în continuare. Seară bună. Seară bună. Ne auzim, Sam. Ai grijă de tine, Sam. Ne auzim, pa, pa. Ne sunăm dimineață la cafea. Da, da, da. Păi eu deja de la ora 3:30 pe drum. Așa, la 3:45 ne sunăm ca să bem cafea împreună. Perfect, așa nu mai ia somnul. Așa nu mai ia somnul. Stau de vorbă cu voi. Da, 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 da. Avem 194 de like-uri, băieți, facem și noi 6 like-uri. Mai mâncem și noi în 200 la acolo sau nu ne ajungem? Mă nec în ochii tăi șalalalalei. Când face Cati live? Habar n-am, nu știu. Te întreabă Gamer Zeppelin când faci de F. E băiat de la tine, vede. Sper să încep de mâine. Speră. Pe sperma ta, dar sper degeaba. Mai este o variantă la melodia aia, Corneal. La care e cu ochii tăi, ba da, o știu, dar există mai multe variante la aia. Aproape faci 4K de abonați? Aproape. Aproape fac full. Și ce facem dreapta? Va trebui să ieșim în strada principală. Dar strada principală zicea că trebuie să facem undeva la stânga. Și ta-ta-ta-ta-ta-ta, așa, abia așteptăm, sperăm să vii cât mai repede, ne lipsești. Păi de capul meu. Păi de viața mea. De imina mea. Uite de inactivitate, doar să spun concediu și eu mă relaxez la concediu. Eu mă relaxez, relaxez. Da 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 da. Unde treci, bă, strada? Voi vecine, bă, bă, tu-i vecina lui vecina să... Salut, Ovidiu Cheta, Ian cu Maria, bună, bună. Hai să vedem pe unde ne băgăm. Unde e dreacu tirenul ăla, mă? Unde sunt ies, bă, bă, ies? Sunteți mai în față, mă, dă, ăsta? Mamă, trebuie să ieșim după drumul ăsta principal. Intrăm pe alt drum principal. Foaie verde și o la lea, la 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 la. Uite unde-s băieții mei, mă. Ai mei cabrazii! Mamă, ce cacili și ai drum cu fără prioritate. Cât sunteți la sută? Eu sunt 98. Știi ceva? Ia să veniți aici pe capăt să vă descărcați ca să pot să merg eu cu... celălalt tractor. Spor la treabă, mersi frumos, Ian cu Maria. Ok, mai am prima remorcă acolo de făcut. Hai să opresc eu girofarul ăsta. Îl las puțin așa să-i ridic. Care activează mă mâna aia? Bă, băga-mi aia și mâna să-mi bag dacă nu m-a omorât, bă, frate. Aici, Marcelinu, aici, tată. Am văzut unde m-a trebuit să mă uit și eu, că vine mașinile, nu? Vezi că vine mașina? Hai de capul meu, accident! Ia uite, băi, ai dat, era să-i... Hai de capul meu! Aleu, mamă! La asta verde aici am trebuit, Marcelo, nu l-are din spate, nu înțeleg de ce te duci încolo, că mi-e trebuie aici. Muri! Păi și eu, ca să vin acolo, trebuie să vin pe partea alaltă? Vino pe unde vrei tu! Aici am trebuit ca să umplu. Mergem și pe cu bota astăzi. Mamă, mamă, să vezi ce-l frig. Arde-l. Arde-l, că mănâncă pui. Arde-l pe... Vine, postez următorul episod, da. Arde-l pe țăran cu cota, dă-i pământ și ia-i recolta. Dă-i, 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 dă-i
54%. Mamă. Titi, să vii să te descarci și tu, poate fac și eu pulul ăsta. Dar eu am fost. Nu contează. 51%. Aia zic, nu contează, e bun și 51%. Marcelo o să se descarce imediat. Eu sunt 70%. Liber dreapta, da, vine doar un trailer. Da. Vin, vreau mașină din dreapta. Nu vine, dă-i. Bum! Dă-i numai că s-a uitat vorba. Ai zis că nu vine din dreapta. Da, da, din motociclete n-ai zis. De motociclete n-ai zis nimic, că? Păi da. Am întrebat de mașină. Nu, mă, ce combinații. Ce combinații luate câte trei. Auto-l. Da, și tu mai în față cum mă. Auto-l. Stația, nu Moș Crăciun. Da, auto-le, și ăla cu ce viteză vine. Ce frumos e și cu bota asta în interior. E rău. Titi, se vede că nu e remorc. A durut asta. Gata, mersi frumos. A durut. Haide, drujbă! Jvaleu. Unde duce drumul ăsta? Mamă, fii atent ce-i ce calumea acolo, pe drumul ăsta. N-am mers niciodată pe drumul ăsta, dar îl băgăm aici, în panta asta. Și ăsta 37.000 de litri și ăsta, și ăsta sughiță. Eu cu UTB-ul aici nu urc cu alea trei remorși. Ai Grigori, hai de tată. Urcă, încerc. Ăsta urcă, dar eu cu TB-ul cu alea trei remorși care le-am pe el nu urc aici. La 65 de cai. Poate așa, decât cu a întâia să, dar nici așa. E să nu mi-l ridice de bot în sus. Bine, cu toate că e cu proțar, n-are ce să mi-l forțeze să mi-l ridice de bot în sus. Dar... E nașpa, uite, că nici ăsta, de-abia îmi iau tiraj. Cereale rapiță și boabe de soia. Urcă destul de bine, urcă. Da, plează fața acum, e gata. Gata, mă, o temă, băi, aici. Hai de cap, nu știu cum mă duc acum. Mă duc de spică, nu-i adevărat, de-abia am ajuns la 53 de km pe oră. Bingo! Am făcut 200 de lichene, băieți, vă mulțumesc foarte mult acolo, forță comunitate, mamă ce să plimbăți în țara asta pe lângă mine, eu nu pot să dorm în noaptea asta până nu-l prind, să mi-l fut, băgamea și mâna în țara asta, am geamul deschis și vine la lumină. De unde se ia la mâna a doua? Stai că ți arăt imediat, George Tunsu, de unde se iau utilajele la mâna a doua. E mai ușor să iară. Păi e verde și ăla. Fii atent, dai escape. De fapt, escape. Apeși pe P și aici unde e ăsta cu steluța asta cu la sut, aici găsești utilaje care ți le dă la discount, la mâna a doua, care sunt folosite. Hmm.
200, cu 250. E mult 250. Avem noi șanse să... Am avut o singură seară în care am făcut 260 și ceva de like-uri. Dar cred că atunci am intrat în recomandate ceva sau nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a împlântat atunci, dar a fost cel mai... Și a fost și lung live-ul ăla. În câte mi-aduc eu aminte, să o tai și-o pe aceea. Ia să vedem pe unde avem descărcare, pe stânga. Ia. La asta ne băgăm așa pe aici, pe stânga. Mamă, dar ce m-am băgat și eu. Nu. Ce combinație a făcut Sam aici, mă, că ia uitați-vă ce... Ui, mam! Ce? Una așa, una așa, una pe parte, una pe parte. Bun, hai să o dăm și pe asta tot pe stânga, ca să fie ce trebuie aici. E rău și fără remorcă, dar și cu remorca, cu depinde de care, de care găsești. Una ușoară, sare de colo, colo, da, da. Da, da, iar nu face figur server. Face pal drăcuțului ăsta. Serverul ăsta face pal drăcu. Da mânec în ochii tăi și alălălălei. Dar nu e de la joc, Darius. E de la server. Serverul când se acadează așa, se face așa cu toți playerii, după el e serverul, providerul. Vreau și apa asta. Băgat azi așa un degețel de whisky-anul. De regal. Mamă, 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 știi ce poftă de mâncare am avut? Am mâncat, am basculat, spune că nu-i adevărat. De drum mișto e pe aici? V-am spus că asta mi-a plăcut și mie. Drumurile astea pe terenuri așa, cu ale, mai vezi un copac la depărtare, îți dă chiar senzația aia că e... Ești pe câmp. Ai condus în realitate un tractor sau o combina? Dacă cauți puțin pe aici, pe la mine pe canal, vei vedea că am mers chiar și cu tebe. Bă, dracu, la... Bușterul ăla. Da mânec în ochiul tău. Eu zic să schimb capul tractor. Riști să te duci așa? Da, da. Hai, da, să mai vii să mai mincar și mie aici ceva. În remorca asta. Hai așa, că-i dau acum cheie. Aha. Ala zic, ala zic. Bună seara, doamna Izabel. Mă, nu fugi el cu tractorul. Da, vreau să vin eu acolo. Nu încălzești.
Update 205, lasă să fie acolo, băieți, acum pe 200 poate să tune. Oricum avem performanțe, băieți, avem în 2 ore și 20 de minute 200 de like-uri, ceea ce sunt mai mult decât performanțe. Hai de patit, urează un succes. Succesuri. Să aud ea vorba. Aha? Să aud ea vorba. De unde era vorba? Zic, să aud ea vorba. A plecat cu 3 remorci acum. Dați-vă la o 14, că vine! Yo! Ia uitați-vă și la asta. Dar de ce te-ai oprit, mă, băga mea și... în toată măta. Toată măta aia să bag. Păi da, cum să poate așa ceva? Uitați-vă la el, mă, în camera stilul. Limbricul tău de mașină, uite, m-am oprit și aici în pantă. Ai zis că îi dau și eu cu viteză, uite, până schimb ăsta, până fai. Tupeu de bucureștean, da, da. Hai să ne închinăm să urcăm panta asta cu 3 remorci. Cu ăsta urci? Nu știu. Tău de naș? De bucureștean. Păi și nașul de unde? Da, nu? Tău de naș nu e, nașul nu e din București. Da, nu? E de lângă București. E de Popești, când zici Popești le orden, deja nu mai e București. E în afara Bucureștiului. Da. Ala era de la gara de vest, sigur, dar de la gara de vest el. Ei, am urcat. Mai leg 2 remorci de el și urc. Hai de capul meu. Contează că e de lângă București, dar își face cumpărături în București, da? Bă, da, nu contează, și am boxează, vorba aia. Ia să vedeți acum cum facem noi să ne schimbăm toate remorcuțele pe stânga. Îi dăm cu totul, cum se numește modul de nu pornește tractorul din prima. Vezi? Alte nebunii pe care nu le-ați învățat. Nu e modul la Robert, așa face când se duce tractorul și de-alea nu mai pornește cum trebuie. Urcă, eu trag cu el o remorcă de 52 de tone plină cu cartofi, auza, că tragi cu o remorcă de 52 de tone, îți dai seama. De Robert, salut, salut de Robert. La 65 de cai? Nu l-am făcut de 300, l-am făcut de 65 de cai. Hai, nu exagerați că l-am treceți pe vorbiță la SF-uri. Pe ce trecem? Pe cine? Că cine? Că ce? Că ce face? Care găleată? Viața reală cu 45 am tras 3 remorci la 8 ore. Le tragi, de ce să nu le tragi? Ia să le băgăm așa pe partea lui stâng. Eu am casă pe mal, pe mal? Hai de capul meu! Pe malul prăpăstii.
Mă încadrez și eu acolo, mă încadrez. Ne încadrăm, bă, băiesu. Gata? S-a terminat? Se termină. Trebuie să-l alimentez pe ăsta, că dacă mai urc o dată panta cu el, s-a dus, bre. Aută-l cum suge motorii nou. Hai de cap, mă. Dacă e o modă pe internet, e? Ce am vrut să zic, că Dumnezeu autor. Știe. Ce am vrut să zic autor? Ce am vrut să zic autor? În acea minunată proză. Până la urmă mi-am făcut Windows 10 și PS 17 și 19, da? Foarte bine, mă bucur. Mă bucur! Am de abia aștept să termin și contractul ăsta, să vedem, poate ne rămâne și nouă ceva pe plus. Pe plus am zis. Că trag de volan, trag de volan tot. Cipri, salut Cornel, salut Cipri, salut. Dacă iau modul pe internet, de exemplu, KingMo se actualizează automat modul? Da. Dacă acel mod, Alex Mitoiu, dacă acel mod pe care l-ai luat tu există și pe mod Hub, da, exact același mod, când se face update, ți le poate actualiza mod Hub-ul direct, chiar dacă el e luat după KingMo. Dacă nu este pus pe mod Hub și nu face parte din modurile care cei de la Giants le-au aprobat că sunt ok, că sunt moduri safety, nu se va face update decât să-l găsești tot la fel, cu update-ul făcut. Am revenit și eu înapoi, bine ai revenit! 80% finalizat contractul după parcela 19. Bun, 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 numai dacă e actualizat de autor, dacă nu e oficial, da, dacă nu e oficial. Facem 250 de lichene? Nu știu, vedem. Sebastian Drăguiesc, eu cu TB445 trag 3 remorci de 9 tone, eu, vezi? Asta zic. Forță! Trag și cărnița asta puțin aceea la... La gârlej. Da, 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 da. Boca, salut, salut domnul Boca. Ia stai acolo, voi. Stai acolo. Stai acolo, bă, că te tau. Stai acolo, te găsește. Te găsește, mama lui proces verbal. Ioi! Trebuie să sting girofarul, că nu-l mai pornesc pe ăsta nici poi marți. Cum stăm aici? Pe Kubota? 98%, mamă, deja am plecat. Mai. Mâine seara sunt la muncă, am un TB445 4x4, da? E bun. 4x4. Azi că sunt 98%. Bagă-te la tractoare direct. Păi da, să-l fac, 100%. Hai mă, ce dracu te oprești în mijlocul drumului, mă. Tu făcutul tău în traficul ăsta 100% cu alea, bagă-te acolo unde zici. Ce-ți mai place și ție? Hai de capul meu. Hai de viața mea. Ia, tu faci stânga. Fără să-mi dai prioritate, firii al dracu să fii tu. Bine, nu că aș fi avut prioritate acolo, dar am zis. Cum era aia, Titi? Cine face stânga pierde prioritatea, a? Nu știu eu de asta. Nu știi tu de asta? Nu știu că eu nu sunt de aici. Hai, tati, haide, haide! Hai la deal, că spun și roțile ajutătoare. Du-te, Eric! Și ori mica nu e bună. Da, 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 da.
Primul venit, primul intrat, așa e regula, nu e așa regula, nu, nu. Regula asta nu e bună. Eu câteodată, uite, întrebați o păcatică aici pe chat, câteodată mă oftic că nu mi-am luat un jaf de mașină, o cataractă de-aia, când îi văd că greșește, să intru așa pur și simplu nu-i, puf! Deci ce-ai făcut? Ce-ai trecut? Nu te-am văzut, mă, eu oricum era prioritatea mea. Ce-ai cauți acolo în mijloc interesant? De ce-ai făcut așa? Și asigurarea ce zice? Oficial, oară de salmare, gata, mamă. Ia zi... Pot să joc cu tine? Nu, Sebastian Drăguescu, eu am echipa mea, am băieții mei. Asigurarea ce zice după aia, dacă faci așa? Ce zice asigurarea după aia? Păi dacă ești de vină în mijlocul intersecției și n-aveai ce căuta acolo, pentru că crezi că eu intru să mă fac eu de vină? Intră în ăștia care nu sunt cu regulile de circulație cum trebuie. Frontal intru în el, dacă nu s-a încadrat cum trebuie, ce te întrebi ce cauți acolo? Și i-aș învăța eu să stea pe benzile lor, că așa fac ăștia pe aici, taie și alea, și nu sunt englezoi, sunt alte nații. Da. Gen români, polonezi, alte naționalități. Păi aia fac așa. Da, și aș intra în el, frontal aș intra. Ce cauți acolo? În spate, în lateral, unde o fi? Bine, în spate nu prea e bine. Mă las, mai stau că mă nevăd la muncă. Deja... Numai bine, Alexandru George Burgui, numai bine. În lateral, în față, acolo, să iei aripa, aia e altceva. Mă. Dacă îi dai din spate. Mamă, ce pe drift am luat aici. Vezi dacă erai pe stradă, dacă în viața reală ai două remule de astea. Mamă, iar a început serverul ăsta. Bă, ce are mă serverul ăsta în seara asta? A futut serverul Dumnezeului măta să-ți fut eu de server, că dacă nu mi-a scos fire de păr alb în cap serverul în seara asta. Mamă, dacă nu l-ai schimbat și pe ăsta să vezi. Ce nu-mi place remorca asta, trebuia să mă duc la mama dracu cu ea. Trec și eu de stârpișorul. În Anglia ți s-a întâmplat să intri într-o intersecție pe sens opus? Nu. N-am avut treabă. Ce înălțime ai? 1.76. Porți la prezervativ. De. O, viața mea. A fost bun și ăsta, că uite, ne-am făcut treaba cu el. Ne-am făcut treaba cu el. Am uitat acum la VTV, te-ai cam priceput, nu am ce spune. Având în vedere că m-am urcat prima dată pe tractorul la Praul, că mi-a arătat treptele de viteză, nu-mi trec cu ce avion. Câți ani ai? 33. Ce dă întrebări? Eu am pățit un Brighton, da? Pățești, depinde. N-am pățit-o aici, dar... poate întâmpla. L-ai închiriat sau e al tău? Ăsta nu e de la contract. Ei, foie verde, foie de tut. Mă pândi seara am să te... Dupla. Fur. Pândi seara am să te fur. Și am să te duc acasă. Și să ți-o dau fix pe... Mă, ăsta era foarte bună. Umbla noaptea. Auzi, s-a terminat contractul. A terminat contractul? Da, mă. Mamă, acum vindem. Ce acum pe plus avem. E pe plus. Ai trei remorci. E pe plus.
mă retrag, ok, Victoraj, mersi frumos, atât de pop. Mai o seară plăcută în continuare. Să vezi acum cât de băneți face. Cât de băneți. Știi că am drum cu prioritate, nu? Parcă ai văzut semnul acolo. Avem trei remorci aici și cu ăsta. Stai să vi-l bag direct acolo, să nu mai treceți voi pe aici. Dacă mai facem și pe ăsta, mamă, să vezi câți bani facem acum, boys. Să vedeți banii lui Dreacu acum ce se întâmplă. Fai de capul meu. Dacă ăsta s-a terminat, îl colectăm. Colectăm. Nu, da, colectare, nu. Că ți-a tractorul. Da, mă, nu, da, mă, da, vezi, făceam greșeală mare, mânca. Îți ia tractorul cu remorcile cu tot. Vreau să văd ăsta. 230, a, e tot acolo, deci doar acolo. Dăm drumul la girofare. Haide, hai bătrânul Pit. Piști, piști, o seară frumoasă în continuare, ne pe export la treabă, mersi frumos, piști, piști. Haide, haide, treci, 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 să nu mai pun frână, că intru în tine, treaba bata, nu fi fraierică. Mersi frumos de vizită, piști, te pup. Bun, și acum avem 22.920 de litri pe plus și cu ce mai iese de acolo de la băieți? Mamă, suntem bine, suntem bine, suntem bine, băieți. Hai, tăti, dă-i ca lumea în panta asta. S-a și stricat asta puțin așa, știi ce zic, adică e ce trebuie. Uite că prioarea aia cum stă în aer, uite-o, a picat jos, gata. E bine. Băi, 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 muri aceea în pantă, băi. Hai, nu moare, dacă urc cu 15 km așa e bine, e bine, 14, 13, 11, mai e bine, 12. A schimbat, a dat a doua, măi, a dat a doua, pe acum cu a doua. Rămâne asfaltul sub el. Rămâne asfaltul sub el. Ia să vedem acum câți bani facem, băieți. Combinile am în două? Sau cum e? Nu, una e noastră, una e închiriată. Aia de la tine e închiriată, Marcelo. A. Înseamnă că poți să o las aici. Da, las-o acolo. Acolo, ia, las-o acolo, ia tractorul. Pa 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 ra ta ta da 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 da. Păi tot să se înroșească toba, am văzut pe cineva era la Arad. Și erau ceva pe, dacă nu mă înșel, pe TikTok sau pe short-uri la YouTube. Zicea, dă-i că nu, mai iei din accelerație, nu, era ceva ieșat de ăsta, cum zice, mai avea înțeles să iasă flacără pe toba de eșapament. Și zice, uite, încă mai cere accelerație, îți dai seama că dacă mai accelera pe la săracul acolo, pe acolo mierlea. Păi verde, lemn de plumb. Băi, să facem și noi 220 de like-uri acolo sau nu facem? Scotea scântei, scotea scântei, dar și toba de eșapament era roșie, sărac. Era roșie, roșie. Ai văzut și tu? Da, super tare. Super tare ăla. Hai să mă, l-aveam pe ăla care mergeam când eram copil. Se trăgea lemne de la noi, de la țar. Pe pensiile alea pe acolo. Păi ferească Dumnezeu, așa stătea numai în două poroțile după spate. Și uite, ieșea niște scântei pe topa aia, fain de capul meu. Îl zăpăcise. O, viața mea, hai să facem bani. Și acum facem bănuți pentru noi, băieți, uite cum cresc bănuți acolo. Mamă, mamă, să vezi câți bănuți facem acum. Facem bani pe care să ne iasă munca în promoturile. Deci am luat 1800 odată pe remorca asta. Doar atât? Da, cât vrei să iei, la 200 și ceva, pe 1000. A, pe o remorcă. Da. 1600 pe remorcă asta.
1849, poți să zici, am făcut un total de 62.000, având în vedere că ne-am luat, băieți și, cum zice, ne-am luat combina, ne-am luat balotieră, bine, la balotieră a fost ceva de 300, dar am plătit noi, că am dat-o pe aia vechi, dar mai avem remorcile lui Titi, sau tractorul ăla care trebuia să fie acolo cu bota, trebuie să vină și ăla să vândă aici ce-a mai rămas. Vin eu acum, nu? Vin eu, că până atunci mă bag și eu aceea frumos. Apropo, băieți, care mă întrebați zilele trecute de unde puteți lua apă, sursă de apă, aveți ce aici sursă de apă? Ați dat doua bază. Dar trebuie să-l bag la reparat, că e deranjul pe casă. La baza asta trebuie să aducem o de aia de service. Da, da. Dar aia de service ne costă 30 ceva de mii. Am dat în aduce. Vezi pe unde îi găsești, vezi că sunt niște locuri expre pentru combină, Titi, aici la noi în bază, nu acolo în spate, că acolo e puncte de vânzare, baza la tine e în față aici. Intră pe acolo pe ușile alea, vezi că o să găsești, ia stai așa. Uite aici, ia vezi, poți să o îți încape aici, că și așa e un spațiu mai înalt. Ori aici, acolo e cam scund, aici. Aici unde? Aici. Da. Cape? Mamă, nu cape. Băi, băiete, ia vezi, din astea mari în cape, bag-o pe aici. Și bag-o pe undeva, pe aici, pe la atelierul nostru. A încăput? Da, dar cum te mai dai jos? Și unde trebuie să descarc? Hai că ți-arăt eu, Marcel. Girofarul. Asta că te-ai dat jos. Bagă-te aici, Marcel, ne vină după mine. Doar remorca aia a mai fost? Păi da, aia la alta am lăsat-o acolo dacă a fost gol, la ce-o luam după mine? Ah, am întrebat, gândeam că... Ne tragi în piept. Dar remorca înapoi, o să o dau, băieți. Bagă-te aici și trebuie să vii aici, lângă ăsta. Așa, pe unde sunt eu, trage stânga de volan. Dă-i așa pe aici. Vii așa cu botul la tractor și aceea faci un pic stânga, că ăsta e triggerul de aici. Ia stânga, trage stânga. Hai să vedem cât mai luăm și pe remorca asta. Vezi cât ai dat prea aproape? Descarc oricum. Încă 4.000, aoleu, alele, muică. Bun, hai să dăm remorcuța aia înapoi. Bang, bang, dăm astea înapoi. Gata, perfect. Și acum putem să ne luăm și banii după contract. Lasă-l acolo, Marcel. Luăm și pe ăsta încă 6.000 și am făcut 72.000, băieți. De la ce scor am plecat? De la 74.000. Și am făcut și cumpărături. Și o să mai facem astăzi cumpărături. Cred că o să luăm ăla dacă nu... Mai tragem puțin de tractoare. Ia uite-mă la munte. Mai tragem puțin de tractoarele astea și cred că o să mergem să luăm ăla de service. Ăsta. 24.500. Hai mă, că eu zic că merge. Să ne reparăm tractoarele, să ne alergăm cu ele de culo-culo. Putem să le și alimentăm. A? Luăm sau nu luăm?
Titi. Ce? Ăsta e separat? Da. Atelierul. Nu știu, eu zic mai lasă-l, că momentan ce avem aici? Combina asta atât. Mai degrabă, hai să ne faci mai teren. Ok, o să vă remorcile, ne vedem la baza cealaltă, să vedem ce mai avem noi de treabă pe aici. Nu merită, nu merită, asta zic și eu. 24.500 cam mult doar pentru reparat. Mai mergem pe la magazin, mai bine mai consum puțină motorină și motor la magazin decât să are. Valentin, dacă salut NPX, salut Valentin, te pup. Vreau să te văd. Hai să faci o pace. Trebuie să ne băgăm, să vedem ce mai facem pe acolo, că e deranj. E deranj de la mare. Dacă tot avem timp așa și tot suntem trei, cred că luăm baloția și mutăm de acolo de unde să bubuiesc în clădirea aia care am pus eu. Mai știi ceva de harta Transilvania? Nu. Nu știu nimic și nici nu mă mai interesează subiectul de harta Transilvania. Pentru mine este subiect închis. Harta Transilvania. PZV map. Fai de cap meu. Face serverul ăsta, nu mai te suport. Putu-și ge portalul lui Măta, să-ți fut eu cu serverul Mătii, cu tot. Hai dracu, bă, dacă pune și ei ceva servere ca lumea, să zici, bă, tati, plătesc cu oamenii aia niște bani, hai să le dăm ceva de calitate. Dacă nu-ți face probleme un server, omul o să plătească serverul în continuare. Sunt atâția ani de zile, dracu, băgat la ei și la Very Games. Very Games n-am avut treabă, dar cu ăștia, doamne ferește. Degeaba lasă ei prețul la mic de căcat, că și serverele sunt la fel de căcat. Uite, m-am băgat și eu pe aici. Eu nu postez mapa Transilvania, Valentin, dacă... Băi, ce dracu, mă? Ați băut? Carmol, ce dracu, pe ce sunteți, pe diazepame, pe ce sunteți? Eu nu mai am treabă cu mapa Transilvania, nu o postez eu, nu va fi de la mine și nu voi mai avea treabă cu acea mapă. Să pun iarba aici pe terenul ăsta? Nu o cred că pun nici iarbă. Aici cred că fac niște garaje, gen pentru remorcuțe, pentru altceva. Mai punem pe aici remorcuța asta din spate, dar putea s-o vând. Nu, Valentin, dacă, dar eu nu am treabă cu mapa aia. V-am spus când vă dădeam atunci, am început cu Sheriff Robert și vă dădeam acel Discord. A zis că ce îmi trebuie mie Discord, că nu știu ce care așa. Numai acum căutați mapa. Nu mai e treaba mea, nu mai e sub jurisdicția mea acea mapa. Treaba lor, unde o pune, când o pune, ce face ei cu ea, e treaba lor. Astea au o grămadă de paie aici. Da, astea de aici va trebui să scăpăm de ele, să le luăm, să le mutăm, pentru că fac lag. Și va trebui să mai mutăm și remorca cu baloți. Asta de aici. Toți baloții ăștia de aici. Trebuie să-i luăm, să-i mutăm în clădirea de jos, că aici se bubuiește și aici să facem la genul, tot așa, să mai parcăm câte ceva din utilaje care ne mai trebuie. Gen semănătorile, cred că o să le băgăm aici în interior ca să nu mai plouă pe el. Plugurile nu mă interesează, alea nu mă interesează. Așa facem. Păi nu? Dus să iau, uite aici un tractor. Luăm pe ăsta, ne mutăm acolo cu ei. Trebuie să cer scuze, Valentin, dacă nu e problemă de chestia asta, dar ei mă mai întrebați de mapa aia, că mapa aia nu mai am treabă cu ea. Ce buză e ăsta, mă?
Muchas gracias. Muchas, muchas. Tractorul lui socră meu. A, da. Băgăm și pe ăsta la reparat, să-l vopsim și pe ăsta. Am făcut treabă cu el și... Făcut treabă cu el. Așa, înveți. Cât... mai nu mult... afară? A? Titi, dai afară baloții? Nu, îi pun să... Când se consumă la porție și e singur de aici. Aaa. Bun, și aici o să avem noi treburile noastre. Eu am făcut drum pe acolo, dar l-am făcut degeaba. Eu am luat-o pe, pe da dreptul. Acum o să intrăm pe partea asta și ieșim pe partea, nu? Și mutăm aici. Ca să nu ne încurce pe acolo pe-n bază cu alte texturi, cu alte nebunii. Haide. În ce s-a agățat asta? În ce s-a agățat asta? Ce, nu unde voi să intru înăuntru și... A, e un balot cu vieții, mă. Titi! Un balotul. Am un balotul aici. Nu știu unde ești. Jos. A iarbă. Ia uite al dracu ce s-a înțepenit, bă. Nici în față, nici în spate nu mai merge. Titi! Aici, dă. Ia stai așa. Sunt doi baloți. Lasă-mi așa, te-i trag eu cu totul aici. Desfăcesc-mi și mie ușa el alt. Stai, 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 stai. Deschide și mie ușa el altă, Marcel. Gata. Nu te-ai dus. Aici, păi unde e ușa? Nu-i... Eram în spate. Așa. Gata. Acum ne apucăm aici. Te pus toți baloții cu partea asta fân. Mamă, ce aruncă Titi. Tu. Partea bună e că aici nu mai intră până textură. De la partea de jos. Aia e cea mai importantă parte. Cea mai importantă aici, Marcelo, nu acolo. Pe peretele ăsta, pe peretele ăla acolo va veni paier. Nu întorc eu balotul ăsta, nu. Eu da. Cu scrollul. Dai cu scrollul și îl întorci. Și nu... Nu, nu dă băie. Zic, scrollul a apăsat. Te bună, Cornel, nu va bine, salut la toți la Gheorghe Botezatu. Salut, Gheorghe, să salut. Dă-l dracu. Dă-l dracu. Mă!
cu ea să cumpere. Mai bine, mai bine știi ce facem noi de banii ăștia decât să ia alea, mai bine mergem în partea ailaltă, mă duc eu în partea ailaltă și cumpăr niște vaci. Nu mai bine așa? Așa. Dăm decât o parte de la remorcă jos cu fun și restul o păstrăm și o ducem în partea ailaltă. Să le dăm la alea să mănânce care le cumpărăm. Nu mai bine așa, boys? Da, da. Bun. Mai luăm de... Mai stai să mai iau pe ăsta de aici. Nu știu câte vaci o să luăm și să nu mă întorc înapoi cu grele, o să las decât un rând. Mergem în partea altă. Tata, e bună seara, salut, tata. Mergem să cumpărăm niște văcuțe, băieți. Măcar de vreo 30.000, dacă 20, 20, nu mai știu cât mai e văcuța. Măcar să ne luăm niște văcuțe în partea cealaltă. Dacă tot am făcut ceva bănuți. Pentru că un lapte, un păiuț mai găsim. Vom lua și niște paie. Ideea stă în felul următor. Hai să mă uit repede să ne luăm și o cisternă. Pentru că la cele de acolo va trebui să le punem apă. Deci luăm întâi platforma. O să facem neagră așa. Varijantă neagră. Bani. Îi punem și la un nume aici. Le punem și pe astea tot așa cu L4-ule. Că dai drumul acum, Marcel. Mergeți unul la magazin. Să luați cisternuța. Cred de ce trag așa greu de asta. Marcelo? Da. Ia pasă pisc. Nu. Merge treaba, merge. Încercăm să facem și un ban grămadă aici, da. Și apasă pe rotiță. Sau dă un click și după asta miști din mouse. Tot cu melodia asta ești în cap, tot cu melodia asta am rămas. Setat pe ea. O să merg în partea cealaltă, no, lângă văcuțele celelalte. Apas pe rotiță, Marcelo. Cu rotița. Degeaba apasă pe rotiță dacă nu dă și de mouse stânga, dreapta să-l așez. Acum ai înțeles? Da. Așa. Haide-mi. Să-l rotești cum vrei. Îmi spune-mi tot ce vrei. Pune și paie în remorcă, pe trebuie să pun și niște paie în remorcă, că de-aia am și făcut așa. Mai iau de aici niște baluțe de ăștia cu paie, că dacă tot mergem acolo și cumpărăm văcuțe, trebuie să ne facem și noi un pic de treabă. Ce s-au buguit ăștia aici, baloții ăștia. Ia uite-mi. Să spui că nu-i adevărat. Bun.
contează să-i punem la linie, oricum va trebui să-i băgăm la văcuțe acolo, dar una peste alta, mai scăpăm de ei de aici. Ne-am auzit Cornel Sporolev și la treabă, noapte bună tuturor, noapte bună, Raul, te pup, tati, mersi frumos de vizită. Așa. Când am dat de voi pe YouTube, parcă mi-a plăcut la muncă, trec mai repede alea 12 ore, dar mersi frumos. Aștept să scap de ei, să facem baloz mari. Salut, Ciprian! Da, 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 da. Opa, opa. Ia, dă-le drumul aici atât. Așa, mă, băi. Facem treabă aici. Liniște în biserică, liniște în biserică. Da, vor intra mai multe paie de atâta. Hai mai dăm vreo doi baloți și cam atât, vedem. Ce mai faci? Ești bine? Familia? Suntem bine, Ciprian. Mulțumim lui Dumnezeu, suntem ok. Cu ale noastre. Tu? Ești bine, sănătos, voinic? Gata, titișo, restul... Le mai lăsăm. Poate că nu avea timp și mai intrați voi pe aici, îi ducem pe jos pe acolo. Dăm două transversale așa frumos. Dăm și pe astea pe aici. Alea-i. Hai să mergem la ferma la altă bracă. Bravo, mă bucur să aud asta. Le-am răsit de întrebare, tot pe tir, cum mă știi? Bravo, mă bucur. Bine că sunteți ok. Da, 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 da. Aici băgăm niște văcuțe de alea alb cu negru, de alea pătate Milka frumos așa de lapte, care e alea, că aici le avem pastea de ale noastre. Acolo le băgăm pe alealalt. Pe Milcuța. Tractorașul ăsta, dacă îi se punea o cabină de aia de trapez, știi cum arăta? Trazne. Merge fermă? Merge, merge. Dacă stai de ea, merge, merge. Produce bani? Deocamdată nu produce bani, că suntem la episodul 7, mai avem până
o să producă ea bani. La adevăratul potențial, deocamdată nu prea avem așa foarte multe animale, dar va crește, crește și... Dacă sunt hrănite corect, corespunzător, aferent și se vor înmulți și să alea, vom ajunge să avem și noi, da. Arată super cu cabina de trabe și niște aripi pe față, da, da. Dar cine să facă? Dacă alții care știu să lucreze în programele astea nu vor să facă absolut nimic. Că dacă intru în programul ăla, unul la mână că nu am răbdare, doi la mână îți trebuie timp, trei la mână trebuie să faci și de plăcere chestia asta. Nu prea îmi place cu migălitul. Dacă mi-ar fi plăcut să stau așa să migălesc când făceam eu niște moduri de... Cisterna asta de apă de unde o umplem? Vino aici cu ea, că avem aici de asta de apă. Și vreau să-l încerc să văd dacă merge punctul de apă. Dacă nu merge punctul de apă, înseamnă că trebuie să-l luăm din altă parte. Acolo cum e vremea, mă refer în UK. Aceeași vreme, n-am mai plouat, dar e în ora, frig. Da, îți trebuie nerdouțel, trebuie calmitate, trebuie să încerci salea. Oamenii care sunt moduri și fac moduri nu se joacă. Îmi place să mă joc. Îmi place să lucrez la moduri. Aia e toată ideea. Oamenii care fac moduri nu prea să joacă, ei n-au timp de joacă salea. Lor nu le place joaca. Și tocmai de-aia de acolo dispar și ideile. Și... să-l oprim aici pe ăsta. Acum să luăm niște băcuțe. Ar fi trebuit să mergem pe la ăsta de animale, să le luăm, să nu știu ce, și ăsta de animale e undeva pe aici, mai puțin, mai în spate. Ar trebui să iau o remorcă, să o închirie, să vin până aceea să le cărăm. Dar facem și noi așa, ne strâmbăm de două ori, n-ați văzut unde am intrat. Și luăm, să luăm niște Holstein de-astea. Și treaba ar fi așa în felul următor. Dacă le iau așa la 200 viței, la 0 luni, ca și cum acum ar fi intrat, s-ar fi născut, le ținem noi până ajung ele la maturitate, pierdem ceva timp cu ele și dacă le luăm la 12 luni, da? Bam, cu o perioadă de gestație de 10 luni, deci mai ne trebuie un an de zile până nu știu ce, sau astea care deja dau și lapte și dau tot. Eu zic să mergem pe astea, 1500, le-am luat, 18 luni, sunt și gata de împerechere, sunt și gata de toate alea și luăm așa frumos. Bang, 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 bang. 19.800, 12 văcuțe. Și am băgat 20.000 în văcuțe. Le-am cumpărat. Da? Sunt frumoase aici. Hai să desfacem astea. Nu trebuie apă. Ha? Nu văd să ceară apă acolo. A, nu trebuie apă, mă, uite, are au apă, vine ăsta cu tot cu apă. Nu-i nimic, că pe ăla îl folosim pentru lapte, cisterna aia. Nu-i problemă, folosim pentru lapte. Bine, am luat-o aia, 5.000 acum, nu-i așa un capăt de lume. Stai să vedem dacă îmi ia direct după platformă sau va trebui să-i dăm jos la mână. Nu ia direct după platformă, dar mă urc eu aici. Așa că îmi face aici niște figuri de-alea. Să nu mă pună cu paiele astea la genul să... Dar fii atent că nu m-am uitat dacă cer paie astea de aici. Animale. Băcuțe, Holstein, lapte, nu cer paie, mamă, ce ne-a dat-o, la temelie ne-a dat, că nu cer paie astea care sunt aici. Dar e de ăla de depozitat... Nu. Gunoiul? Nu, dai seama că n-are nici domnul. Dar trebuie să-l punem aici. Așa frumos. Să le așezăm, că astea va trebui să le ducem în partea aia. Ne-am păcălit, bă, cu ăsta, vezi, dacă nu ne-am dat seama. Asta-i? Să mai împlântă?
Băgăm aici fân la, la fetițe. Să-și facă treaba. Mamă, care m-a luat cu totul? Te-am spus mai mici, dă titi acolo. Gata, și ia să vedem. Cât a intrat? Mamă, 6900, nici măcar. Tot pe roșu suntem. Serviciul merge și ăla, tot acolo ești, da? Tot acolo sunt. Astea va trebui să le ducem înapoi. Va trebui să ne apucăm de treabă la genul să facem niște... niște baloți de aia rotunzi pentru ăștia, să vedem pe unde e un depozitat pe aici. Cred că punem o șură de aia. Ia antena. Ia antena acum. Combinație de, de luate câte 5. Ce avem noi pe lângă pe aici? Să putem pune o șură de aia. Avem decât aici, în față. Am niște șuri de-astea. Uite așa, și ne trebuie unul de-asta cu fân. La genul ăsta. Să le punem așa. Dacă îl punem aici în spațiul ăsta. Aș pune o invers, dar are un trigger. Unde dracu e triggerul ăla? E triggerul pe partea asta. E? O punem așa unde să băgăm aici. Aici tot ce băgăm să, să adaugă aici baloții. Dar asta o să o punem mai târziu încolo când începem să, să facem baloții pentru fân, pentru alea, pentru alea, pentru alea, alea. Perfect. Da mă boys, cam atât. Deci ne-am luat și 12 văcuțe, ne-am luat și balotieră, ne-am luat și combină pentru, pentru specla de zahăr. Ce să mai ne luăm? Nu mai ne luăm nimic, hă? Ia, ia vin încoace unde se eu aici în spate. Unde ești? Vezi? Da. Ia vine aici. Ia dă-te lângă. Mamă, cum face ăsta mâncat? Mai tare ca ăla care l-avem noi acum. Pune-l pentru nepotul meu, întrebare, 12 ani, joacă și el, ETS2 original, ce volan cu pedale și manetă îi recomand, G29. Eu l-am aplicat pe al 6-lea an și e destul de ok. Dacă... nu. No. 25 de copii, puterea. Dacă vrei. De? Da, e ca da, cum? Da, cum să poate așa ceva? Dar pentru ce, Ciprian? De 29 e destul de bun, un volan destul de potent, un volan destul de ok, destul de bine, alea materiale, eu zic că sunt destul de, de bună calitate. Dacă se iei ceva care să fie un plastic mort, cel puțin la asta ai o piele deasupra, schimbătorul vine îmbrăcat în piele, acea nucă care te ții de el, dacă e cu schimbător, pare și ambreiaj, dacă vrei să-l pui puțin să joace picioarele, să-l vezi cam cum stă cu reflexele, cu alea, le cărd în panta, alea, alea, e foarte bun. Nu se poate doar juca doar Eurotrack, poate să treacă și la, la alte nivel. Să joace și altceva. Da, 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 da. Și am rămas cu paiele, băi, eu am pus o coteală că ne trebuie paie, zic, fii atent acum câte paie. Am rămas cu grămadă de baloți de paie. Și dacă îi pui de ăla de... să aduni pe legarul. Păi nu-l adun asta, că n-au paie. Găsisem și eu un G25, dar l-a vândut că i-a dat cu 100 de lei mai mult, da? Serios? G25, mamă, ce vechi sunt. Un G27 era mișto, mie îmi place de la G27, gen schimbătorul care deasupra acele patru butoane și curciurița aia, mamă, e, ăla e mișto pentru Bass Simulator, pentru Fairbus, ai să deschizi gen, să ai la mână, să deschizi toate alea. Au fost super reușite și G27. Am văzut o grămadă de oameni care au G27 și încă își fac treaba cu ele și sunt ok. Tocmai de asta spun. Uite, eu i-am luat, după ce mi-am luat eu volanul ăsta, acum aproape 6 ani de zile, i-am luat lui Cati volan G29, dar nu mai sunt aceleași materiale. Noastre de grade, da. De la de Farming Simulator e fain, nu e fain. Nu, nu. La de Farming Simulator nu e fain. L-am avut eu, l-a avut Sam, este un plastic mort.
nu are force feedback, vine pe gen la el e pe arc. Ai dat drumul la volan, el se întoarce singur, face un zgomot teribil și nu îl recomand. Ăla de la Farming Simulator nu. Recomand consola ca să nu mai puneți mâna pe tastatură, să aveți o poziție cât mai ok, să o prindeți de asta, să stați, să aveți joystick de nu știu ce, dar uite, și eu am renunțat la console, am dat consola lui nevastă mea și mi-am luat joystick de la Trasmaster ca să ridic, să încarc altă sensibilitate, alte chestii. Ăla de la Farming Simulator nu e bun. Sebastian Gaming, cu mine nu vorbești, băi, Cornele? Ba da, mă, vorbești cu tine. N-am vorbit cu tine, m-ai întrebat ceva? Ne-am făcut upgrade la procesor de la i9 12900 la 13900. Foarte bine! Ce diferență mare ai făcut, mamă, dai seama. De la cer la pământ. De la 12900 la 13900. Te-ai dat peste cap la faza aia, îți dai seama. Ai făcut o cea mai mare prostie, ca să zic așa. Ai vrut să te demonstrezi că ai bani? Sau că ce? Și asta cu băi Cornele, până la urmă, băi Sebastiane, știi care e treaba? Eu știu. Mai... Dacă știi și el. Așa am și eu, e normal, este manșă pentru avioane, dar merge bine și la încărcător, da, da, da. 12.900, 2.500 de roni. Da, ăsta îl lăsăm așa, nu-l mai bag acum să-l mai pun pe aici. O grămadă de fân, toți baloții ăștia cu vânt trebuie luat și le ducem înapoi la văcuțe acolo. Dar nu pe live-ul de azi, băieți, avem deja 3 ore și 20 de minute aproape de când suntem live. Așa că cam atât pe ziulica de astăzi. De muncă va fi în continuare, ferma e destul de mare, o să ne extindem cât se poate de mult. Să încercăm să ne jucăm și să ne relaxăm în același timp cât se poate de mult. Nu vreau să tragem de noi la genul să stau 70.000 de ore live doar pentru a face ceva. Așa că vă pup, aveți grijă de voi, o seară cât mai frumoasă în continuare. Multă baftă și succese și, cum vă spune Patreaula de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu minți, că asta contează cel mai mult. Te pup, butelie, te pup, tati. Mai bine. Seara frumoasă, boys, v-am pupat, aveți grijă de voi. Ceau. Ceau, noapte bună.